Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul are dreptul să refuze să răspundă. L-am alături de mine pe fostul primar general al Capitalei, domnul dr. Sorin Oprescu. Bună seara! Salut, mama, bună Mulțumesc seara. Pentru prezență! Sunteți unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți medici pe care îi are România politică. În prezent știu că sunteți șeful secției de chirurgie generală de la Spitalul Universitar. Ați avut 2 mandate de senator în perioada 2000-2008. Ați fost primar general al Capitalei timp de 7 ani, în perioada 2008-2015, și știu că ați candidat inclusiv la președinția României. Ați fost căsătorit o singură dată, aveți un băiat care vă moștenește în meserie și sunteți unul dintre cei mai șarmanți bărbați politici pe care îi are România. Sunt însă foarte multe aspecte din viața noastră care nu se cunosc, așa că eu mi-am propus ca prin aceste 40 de întrebări, la finalul maratonului, să aflăm cine este Sorin Oprescu cu adevărat. Începem! Sunteți primul medic pe care îl am ca invitat aici la 40 de întrebări. De aproximativ un an traversăm această criză sanitară. O lume întreagă s-a împărțit în mai multe tabere din cauza acestei pandemii cauzată de virusul COVID-19 și de câteva luni suntem în centrul unor dezbateri aprinse în ceea ce privește vaccinarea împotriva acestui virus. Sunt deja mai multe companii care au produs vaccinul și sunt state ale lumii care au ales să nu-și vaccineze populația, să aștepte să creeze propriile vaccinuri în laboratoarele țărilor respective. La noi în România ne pregătim pentru cea de-a doua etapă de vaccinare. Vreau să știu părerea dumneavoastră ca medic despre acest virus și despre tipurile de vaccin despre care se vorbește în spațiul public. Urmează întrebarea. V-ați vaccinat împotriva COVID-19? Da, și din întâmplare, poate nu din întâmplare, mâine fac rapelul. Că au trecut 20. Lucrăm, doamnă, cu oameni care suferă datorită virusului ăsta nenorocit. Încercăm să-i ajutăm, încercăm să facem orice. Are limite și în cunoașterea medicală. Și nu putem. Și când îi vezi cum pleacă, devin praf de stele peste puțin timp, nu ți-e ușor. Nu ți-e ușor, ți-e ca om. După aia apar gândurile că poți și tu să ajunge acolo și atunci am întrebat distinși colegi profesori care au practica tratamentelor în spital, mai precis pe profesorul străin. Am zis, băi, ce fac, mă vaccinez sau mai aștept? Sorine, vaccinează-te. Ești în grupă de risc, ești în asta și atunci mă vaccinat. Că da, nu am avut nici mic. Bun, i-am văzut așa că săreau, glumeau, deveniseră mai amabili, iar unii deveniseră umani. Sigur, glumesc. Dar erau mult mai umani decât înainte. Înainte erau așa, mai aveau așa o morgă specială să-ți iau după vaccină. Da, și sfătuiesc pe toți care se programează să meargă, să se vaccineze. Sigur, sunt bâlbâierile astea organizatorice, da? Dacă pot să o facă, să o facă. Și îndemn să o facă pentru că cunosc și eu teoriile conspiraționiste. Poate fi așa, nu știu, dar trebuie să ne apărăm. Mulțumesc! Ați fost născut chiar în casa bunicilor din partea tatălui, aici în capitală, în cartierul Drumul Sării. Mama dumneavoastră, care se afla la prima naștere, nu a mers la maternitate, ci v-a adus pe lume cu ajutorul moașelor. Despre copilărie, ați povestit că bunica era cea care vă îmbrăca frumos și vă ducea duminică de duminică la biserică, acolo unde, copil fiind, ați cântat și în cor. Tot bunica vă scotea la poartă și nu vă dădea voie să ieșiți pe stradă la joacă cu ceilalți copii. Vă citez acum. Mă uitam cu jind la ei, unii îmi dădeau peste picioare, iar eu, ca un fraier, începeam să plâng. Până într-o zi, când mi-am luat viața în contul meu propriu,
Am deschis poarta și m-am apucat să-i bat. Din momentul acela am devenit la fel ca ei, copii de pe stradă. Mă întreb ce fel de copil ați fost și dacă le-ați dat bătăi de cap părinților și bunicilor dumneavoastră, urmează întrebarea. Ați fost un pericol public în copilărie? Nu, de parte de mine, doamnă, dar mă săturasem cât mă luau aia la mișto peste picior. De asta ăștia jucau fotbal, vreau și eu să joc fotbal. Credeam că mă pricep. Până când n-am mai suportat. Adică atunci a fost momentul de răzvrătire. După aia m-am acomodat foarte bine. Strada Sabinelor, numărul 91. Acolo mi-am făcut copilăria la bunicii din partea mamei. Mă rog, acolo m-am născut, acolo mi-am făcut majoritatea copilăriei. Deci undeva aproape în același perimetru, în sectorul 5 care este. Deci ați fost un copil cu minte. Da, da, și ascultător. Eram cu bunica și cu bunicul. Bunica mea nu m-a atins niciodată. De asta făceam prostioare, dar nu notabile din astea ca să treacă peste ani și... Nu. Deci bunica era cea care vă mai... Da, bunica mea era foarte intransigentă cu treaba asta și foarte multe lucruri. Atunci le făceam fără să conștientizez că ziceau ei că trebuie și așa făceam. Dar după aceea nu mi-a părut niciodată. În special de spusele lui bunica. Bunica mea fiind un autodidact. El era maestru la pirotehnie. Dar un tip care citea foarte tare, un tip de la care mi-a spus că în fiecare dimineață trebuie să te speli, să te îmbraci, să-ți iei maieu și chiloți curați. De ce? Pentru că se poate întâmpla ceva, măi, fraiere, mi-au spus. Și te duci râdea de tine, mă, că ești necivilizat. Cam asta. Mulțumesc. Mergem mai departe. Știu că ați locuit împreună cu părinții în casa bunicilor, chiar acolo unde v-ați născut. După v-ați mutat împreună cu părinții într-un apartament cu 3 camere situat la parterul unui bloc de pe bulevardul Iancu de Hunedoara. Știu că există un detaliu care v-a marcat acea perioadă, zgomotul tramvaiului care vă tulbura nopțile, vă citez. Nu știu ce a găsit tata așa de comod să stăm la parter, pentru că tramvaiul ăla îmi trecea prin creieri. Cât am stat acolo, nu adormeam dacă nu auzeam tramvaiul de ora 2 că trece să se retragă. Știu și că la 17 ani ați rămas stâlpul casei, pentru că ambii părinți au plecat cu serviciul în Elveția. Din acel moment ați devenit practic părinte pentru fratele dumneavoastră Dorin, care este cu 6 ani mai mic. Dumneavoastră îi pregăteați de mâncare și îi călcați hainele. Mă gândesc că această etapă a vieții dumneavoastră a fost definitorie pentru dumneavoastră și mă întreb dacă nu cumva chiar această lipsă a părinților din adolescența dumneavoastră v-a responsabilizat. Urmează întrebarea. Ce efect a avut asupra dumneavoastră absența părinților în adolescență? În primul rând că am început să semăn foarte mult cu tata. Îl iubeam foarte mult cu tata. Și ca să vă povestesc ceva, nu chiar îi călcam eu hainele lui fraierul de frate meu, dar fiindcă în mod normal țineam la el și aveam grijă, tata m-a responsabilizat. În anul 68, când a plecat, m-a chemat, ne-am strâns eu, frate meu, și cu tata, mama, nu știu, cred că era încă la serviciu, nu mai țin minte. Și asta așa. Aveți exemplu în curtea unde stăteam cu foarte mulți ofițeri care erau plecați afară. Aveți exemplu în curte nefericite, exemple nefericite, când copiii fie că au rămas repetenți, corigenți, n-au mai învățat, chefuri și așa mai departe. Eu n-am chef să vin acasă și să găsesc doi derbedei.
adică eu și cu frații. Și m-a întrebat așa, ești în stare să ai grijă de el? Și de tine, bineînțeles, dar în primul rând de el? Dacă nu ești în stare, eu îți spun deschis, mâine ies la raport, spun că nu pot să merg așa și îmi văd de treaba mea. I-am promis lui tata și cred că m-am ținut de cuvânt. Mulțumesc. Continuăm. Despre tata știu că a fost general de securitate. Potrivit presei, Mircea Oprescu făcea parte din Brigada Mobilă, acea unitate specială din cadrul Departamentului Securității Statului. Tatăl dumneavoastră ar fi intrat în sistem la 24 de ani, iar 6 ani mai târziu avea deja gradul de locotenent colonel. A absolvit și facultatea de drept și a lucrat ca jurist în cadrul Serviciului de Informații Externe. Chiar dumneavoastră ați povestit, vă citez, avea misiunea să țină sub observație ofițerii de securitate care lucrau în Franța, Germania și Elveția. Tata avea acoperire diplomatică și mama a fost jurist, dar la Ministerul Afacerilor Externe l-a urmat pe tata în Elveția, când acesta a fost trimis la post ca prim consilier la ambasadă. Merg pe vorbele dumneavoastră acum, domnule doctor. În 78 eram asistent universitar și eram în concediu la ei în Elveția cu soția. Vine tata și îmi spune, cred că l-au răpit pe generalul Pacepa. Tata a rămas mască și foarte haios s-a întors către mama și către noi și a zis, mâine vă faceți valizele și plecați voi înainte și apoi vin și eu cu maică ta. Urmează întrebarea. Cum e să fii copil de securist? Doamne, n-am simțit acasă că doar nu făcea tata ședințe cu noi, cu ce face el și ce muncește el și așa mai departe. Eu l-am respectat foarte mult pentru că era un om, după părerea mea, deosebit. Era un om care ne-a învățat ce înseamnă și corectitudinea, ne-a învățat ce înseamnă și cinstea. Nu l-am auzit niciodată, comentând vecinii, prietenii și așa mai departe. Mama, sigur, ca orice femeie, era interesată de o serie întreagă de aspecte mai puțin plăcute de la persoanele respective și asta puțin mai suspicioasă ca tata. Nu, tata nu. Tata era un tip deschis, un tip care spunea în față, un tip care te lămurea dacă aveai nevoie să te lămurească. Și când eram în clasele a treia, patra, eu când eram în clasa a treia, patra, cincea, fratele meu mai mic ca mine cu 6 ani de zile, mă prindea în obsai cu niște probleme la matematică și atunci veșnic se desfășura același protocol. Și anume, bătu gumai, da, e în servietă, e în penar, adu penarul în coace. Dar în timpul ăsta el lucra problema la matematică și mi-o explica. Nu. Cred că cu tărie că tata ne-a învățat să ne comportăm, iar el, la rândul lui, a fost un om care niciodată n-a creat probleme în lumea specifică în care își desfășura viața. Mulțumesc! La 17 ani, după ce părinții dumneavoastră au plecat în Elveția, ați realizat că, de fapt, dumneavoastră și fratele nu erați singurii care creșteau practic fără părinți. Vă citez acum. Mulți dintre părinții celor cu care am copilărit au intrat în Serviciul de Informații Externe și au plecat ca diplomați afară, iar copiii au rămas singuri. 17 ani a fost și vârsta la care ați plecat din bulevardul Iancu de Hunedoara, acolo unde zgomotul tramvaiului nu vă lăsa să dormiți, și v-ați mutat direct în cartierul Primăverii. Aici, înțeleg, ați fost vecin cu Mircea Joană și cu Nicu Ceaușescu și coleg de clasă cu unul dintre nepoții lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Ați fost coleg de generație cu Dinu Patriciu și Dan Anăstase. Mi-a atras atenția un element. Ați subliniat de mai multe ori că, deși erați vecin, prieten, coleg cu acești copii de nomenclaturiști, nu v-ați identificat niciodată cu aceștia. Vă citesc din nou. Coane, tu știi ce înseamnă să fii într-o școală unde era tot cartierul nomenclaturii? Erau copii de demnitari? Demnitari! Aveau de 5-6 ori mai mult ca noi. Erau și mai dezinhibați decât mine. Nu dădeau doi bani pe regulile sociale. Vreau să știu dacă dumneavoastră ați fost cel care nu ați dorit să vă integrați în acel grup sau, pur și simplu, erați marginalizați din cauza diferențelor de statut social. Urmează întrebarea.
V-a frustrat faptul că nu ați făcut parte din anturajul copiilor de nomenclaturiști? Niciodată. Niciodată, pentru că cuvintele astea pentru mine atunci erau așa de aiure. Ăștia mi erau colegi. Ca să reparăm și să spunem lucrurilor pe nume exact. Cu Joana, Joana are vârsta fratelui meu. Ăștia se jucau în curte. Erau fraieri pe vremea aia, nu știau nici măcar să se joace. Dar nici eu nu aveam aplecare să stau să-i învăț. Au învățat ei singuri. Da? Și asta era pe Iancu de Hunedoara. Ei stăteau la etajul 1 și așa mai departe. Noi stăteam la parter. Cu Dana, cu Serghei, sigur, Serghei e o diferență mare de vârstă între noi, dar cu surorile lui Serghei Mizil și asta, am fost colegi de școală. Cu Nicu Ceaușescu, dar până în clasa a 6-a. În clasa a 6-a, Ghiță Gheorghiu, am fost coleg din clasa 1-a. Nepotul Gheorghiute. În clasa 6-a s-au mutat, că s-a făcut școala pe Jamone. Eu am rămas la Caragiale. Am început la 1-a B, am terminat la 12-a B. Cu niște colegi fantastici, cu care, după ani și ani de zile, iarăși am intrat în legătură. Foarte mulți sunt plecați afară. Dar asta am vrut să vă spun. Nu, niciodată nu m-am simțit frustrat. Tata mi-a explicat toate când l-au sculat ăștia din somn să mă scoată la un ceai. Zic, bă, cine ăștia intraseră în casă să mă ia, să mergem împreună cu toți? Mă, cine stâmpiță aia care sună la ușă de jumătate de oră? Zic, nu ne mai încerc, că sunt... Bă. Bine, m-a așteptat, când am venit mi-a spus, auzi, bă, te rog eu, vezi-ți de treaba ta. Lasă, ei poate au viața lor, nu poate și sigur și asta și nu. L-am ascultat, dar fără să devin ostentativ, fără să mă separ sau să... Nu, n-am avut nicio frustrare. Ei aveau Vespa, eu aveam... Nu, n-aveam bicicletă încă, că așa erau timpurile. Da. Mulțumesc. Dar n-am nicio problemă. Bun. Am aflat așa că în copilărie ați făcut patinaj artistic. Antrenorul echipei naționale de hockey, Mihai Flamaropol, v-a remarcat și v-a cerut chiar de la profesorul dumneavoastră de patinaj. Așa ați ajuns să faceți hockey de performanță la Clubul Sportiv Dinamo București și ați fost selectat în echipa națională de hockey. Iată ce spuneau colegii despre dumneavoastră. Sorin era dat naibii pe gheață. Am jucat mulți ani împreună cu el. Nu era de glumă când adversarii intrau la el. În afara faptului că era bătăios, cred că patina cel mai bine dintre noi toți. Mama, înțeleg că nu a fost de acord cu această pasiune, a venit la un singur meci al dumneavoastră, un meci în care ați leșinat și ați fost scos pe brațe. Am luat un vă citez acum. Seara acasă mi-a spus, mamă, decât să te bat alții, nu vrei să te bat eu gratuit, pentru că eu te bat ca o mamă. Aș vrea să știu de ce n-a fost de acord mama cu hocheiul. Urmează întrebarea. De ce ați renunțat la hochei? Intrasem la facultate și am pățit și chestia asta. O singură dată a venit și mama săraca să mă vadă la meci. Nu prea era atunci un sport la care românii nici azi nu dau năvală. Bun. Și dintr-o angajare din asta de puc, azi mi-a sărit pucul ăla în cască și m-a luat somn. Am trecut în lumea lui Morfeu. M-am trezit cu aia pe mine la vestiar, cu asta, bun. N-am pățit nimic, a fost casca. Sau poate eu fi pățit atunci ceva așa și m-ai fi trezit, nu știu. Cert e că mama a zis, dar nu numai din cauza asta. Din cauza că antrenamentele pentru echipa națională de junior și asta era seara, începea la ora 12 noaptea până la ora 2 noapte. Și cu tramvaiul 26 făceam o oră până la patinoar, și o oră la întoarcere. Și zic, bă, tu ești nebun, la vârsta ta tu te apuci, ești tânăr, să nu dormi noaptea, să nu... Dar dormeam și eu alea 3-4 ore, mi erau suficiente. Eram foarte tânăr. Cred că
În anul întâi a avut loc discuția asta cu mama și mi-a spus, bă, știi ce, ia hai, iau, ai pățit și treaba asta? Nu, ia hai, mai bine te bat eu, gratuit. Mulțumesc. Merg o întrebare roșie, prima întrebare roșie. Tata și-a dorit să faceți medicina, dar am aflat că ideea în sine a fost a dumneavoastră, vă citez, mă intoxicasem cu tot felul de cărți despre viața de chirurg. Pentru mine, un chirurg era un erou. După absolvirea facultății de medicină în 1985, v-ați început activitatea la Spitalul Universitar. Aici v-ați specializat în chirurgia esofagului. În primii 8 ani de activitate, înțeleg că ați efectuat peste 600 de intervenții chirurgicale de urgență și nu ați lipsit de la niciuna din cele 800 de operații pe esofag realizate în acest timp în cadrul spitalului. O meserie dură, care v-a impus un anumit tip de comportament în fața pacientului. Vă citez acum. Dacă stăteam și plângeam cu bolnavul de mână, iar discursul meu nu era unul ușor cinic, pacientul nu avea încredere. Îmi zicea că nu vrea să se opereze. Siguranța i-o dai prin vorbă. Aici nu ai ce să ascunzi. Arhitecții își ascund greșelile cu iederă, chirurgii cu pământ. Aș vrea să-mi spuneți câți pacienți ați pierdut, domnule doctor, și dacă v-ați lăsat operat de chirurgul Sorin Oprescu, urmează întrebarea roșie. Ați greșit ca medic? Am avut și eu greșelile mele ca fiecare. Majoritatea am putut să le repar, sfătuindu-mă cu ei mai bătrân. Nu știu să vă spun câte au fost. Fiecare chirurg are alea lui la cimitir, mai ales când e tânăr. Totul e să fie foarte scurt. Da, au fost momente când m-am gândit că nu am făcut tot ce puteam să fac. Că am uitat asta, că am uitat asta, nu e vorba de să uiți ceva în pansament, în burta bolnă. Nu. Am uitat că poate ar fi fost bine să, am avut în clipe de îndoieli întotdeauna. Înainte de 85, mi-am început activitatea chirurgicală, am promovat examenul de intern prin concurs, era metoda franțuzească, stăteai 3 ani de zile în spital. Asta am și făcut la spitalul, fost spitalul Brâncovenesc. Și atunci când s-a dărâmat, că stătea în calea victoriei socialismului, ne-am mutat, am umblat ca meșterul cu scânteia peste tot, am post o perioadă de timp la CFR2, după aia ne-au spus să ia, bă, mai bine plecați voi de aici, că aveți cam mulți pacienți și ne încurcați, sigur, glumesc. Și după aceea m-am mutat la profesorul Gavriliu. Profesorul Gavriliu este artizanul amii de operații de esofag și am învățat alături de celălalt coleg al meu, de doctorul, de profesorul Titi Șavlovski, care a venit după mine. El era deja de un an de zile asistent universitar și am venit și eu că nu mai aveam unde să mă duc. M-am tot plimbat cu toți nesăturase în colectivul de la Brâncovenesc, dispăruse. Mulțumesc! Ați spus că meseria de medic te trece de la agonie la extaz. Dacă atunci când un medic reușește să salveze viața unui om se simte Dumnezeu, în momentele în care îi moare un om pe masa de operație, același medic trăiește cele mai amare clipe de neputință, vă citez. Te întreb dacă ai greșit, dar afli răspunsul abia după ce se termină. Atunci te simți umil, pentru că situația e deasupra resurselor tale medicale. Chirurgii care țipă în timpul operației să știi că nu țipă la ajutoare, țipă la ei. Și tot dumneavoastră ați spus, tu ca doctor ești de fapt o mască. Nu ai voie să arăți că suferi, că îl vezi pe ăla că sufere, pentru că ăla nu e niciodată primul. În viața ta de doctor ai văzut doar suferință. Contrar acestor declarații dureroase, ați spus de foarte multe ori că nu veți renunța niciodată la meseria dumneavoastră. Vreau să știu de cât timp are nevoie un chirurg să se refacă emoțional, mai ales după o astfel de intervenție în care viața pacientului nu a mai putut fi salvată. Urmează întrebarea. Ați învățat să nu mai suferiți ca medic?
N-ai cum să înveți, nu suferi. N-ai cum. Este impotența ta, dar putem să-l scoți. După 40 de ani de sală de operație, am constatat că lucrurile se întâmplă, nu știu de ce, să nu mă întrebați, că n-am aflat în 40 de ani. La 4 dimineața. Asta e. Asta e. Mi-aduc aminte și eu, sigur, de o serie întreagă de lucruri. N-am avut ce să-mi reproșez, dar în chirurgie nu poți să stai singur. Trebuie să ai echipă. Trebuie să ai oameni. Trebuie să le spui și tu ce ai învățat la ăia mai bătrâni. Unii sunt făcuți pe puncte. Au lipsit de la partea practică. Sunt mulți care fac chirurgie vorbită. N-am făcut niciodată chirurgie vorbită. Am făcut chirurgie practică. Să pui mâna să le arăți. De ce am spus aia cu când țipă chirurgul? Da, da. Pentru că e în tensiune. Că sunt clipe când nu știi cum să faci și ce să faci mai bine ca să poți, într-adevăr, ca operația să se încheie cu bine. Am avut profesori care m-au învățat, am avut profesori de la care nu prea am învățat cum te apropiai de masa de operație, cum țipa. Asta e. Fiecare cu educația și caracterul lui profesional, bineînțeles. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În aceste momente, din păcate, sistemul medical din România nu se bucură de o imagine bună în rândul populației, chiar dacă în această pandemie COVID-19 medicii au făcut eforturi supraomenești pentru a veni în întâmpinarea românilor, să ne ajute pe toți să rezistăm în această luptă SARS-CoV-2. Imaginea pe care românii o au totuși despre medici și despre spitale în general a rămas aceeași. Se vorbește de corupție generalizată în sistemul public de sănătate, se vorbește despre infecții nozocomiale, se vorbește despre banii pe care pacienții încă îi dau medicilor pentru a fi tratați așa cum trebuie. Evident că mă refer aici la șpaga dată de pacienți medicilor. Dumneavoastră sunteți în sistem de foarte mult timp, ați ocupat funcții aproape la toate nivelurile, de la simplu medic, la director de spital, ați lucrat în Ministerul Sănătății. Aș vrea să-mi spuneți dacă îi considerați pe medici răspunzător de această imagine pe care și-au construit-o și pe care o au în rândul oamenilor și să-mi spuneți dacă șpaga este cea care determină calitatea serviciilor medicilor. Urmează întrebarea roșie. Este șpaga mai presus de viața oamenilor? Nu, categoric nu. Pentru marea majoritate a doctorilor nici nu se pune problemă. Sunt două elemente definitorii. Și vreau să le știți. Ăia care condiționează nu fac parte din apropierea profesională a unui colectiv. Toată lumea știe că virgulă condiționează, mă refer la colegi, și îl izolează. Nu numai profesional. De obicei dispar. Dispar. Pentru că de-a lungul timpului încep să facă prostii din astea. Al doilea element este așa. Nu am întâlnit profesori, mari profesori, care să facă în acest fel și să așeze cumva șpaga deasupra oricăror percepte de viață. Ba din contră. Nu se vorbește despre acest lucru. Cei care au curaj să vorbească întotdeauna sunt puși la stâlpul infamii. Bă, termină. Eu, pe pielea mea, am pățit-o. În 1998 sau 2000, nu mai țin minte, în campanie electorală am ajuns și la doctor și la întrebări și la rușe. Și mi-au spus aia, după ce s-a terminat emisiunea,
Băi, știi ce? Ia mai lasă-o tu mai jos așa cu șpaga asta, că nu sunt toți îngerii de pătric. Da, nu sunt îngerii de pătric, dar nu sunt nici dracii. Știți că Dricu are două. Într-o nu parte este la oscă, într-o parte e îngerul. Da. Și sistemul întotdeauna însă reacționează așa. Și a doua dimensiune este comunicarea, domnule. Nu comunică. Doctorii care nu comunică cu familia, cu bolnavul, și nu le spune la ăia despre ce este vorba. Este prea obosit. N-are timp. Ce mai vor, mă, și ăia? Că e bine bolnavul. E, vor să știe că e al lui. E al lui. I-am și spus unuia mai tânăr ca mine. Bă, dacă era măta și te duceai la ușa acolo și tu ești și chirurg, și nu spunea nimeni, nu vorbea nimeni cu tine. Te lua femeia de serviciu, bă, de mână, ia, pleacă de aici, mă, du-te de aici, hai, du-te, fraiere, hai, pleacă, circulă. Nu vezi că aici e sală de operație? Ce spune? Păi da, nu-mi convine, nici lor nu le convine. Vorbește, mă, cu ei, explică-le, spune, pentru că de ajutat îi ajută. Vă jur, doamnă, nu glumesc cu asta. Gata, s-a terminat timpul, am înțeles, am tăcut în gură, sunt respectos. Mă încadrez, sper. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Acum, nu v-ați oprit doar la medicină, ați făcut și politică. Ați debutat în funcția de consilier al Ministrului Sănătății Iulian Mincu, o funcție care v-a propulsat de la minister direct la șefia Spitalului Universitar în 1994. Secretarul general al Guvernului României de la vremea respectivă, Ion Columbeanu, a declarat că el v-ar fi ajutat să ajungeți omul de încredere al ministrului Mincu și apoi să fiți numit în fruntea celui mai mare spital de urgență din România. Îl citez acum. M-a sunat ministrul Mincu și mi-a zis: Nea Columbeanu, ce pușlama mi-ai adus? Ăsta îmi vânează postul. Vinde funcții, ministerul meu. Nu-mi trebuie. Ia-l de aici și bagă-l la un spital. Presa a scris că tot în acea perioadă, de această dată sub îndrumarea fostului președinte Ion Iliescu, v-ați înscris în PDSR. Atunci au apărut în presa Vremii și primele dumneavoastră apelative, citez acum, Sorin Descurcărețul, Sorin Șmecherul. Mă întreb dacă pentru dumneavoastră scopul scuză mijloacele, urmează întrebarea. Ați fost un politician viclean? Nu, doamnă, departe de mine. În 1990, așa mi-am spus eu în sinea mea, că de-aia e vorba aia adevărată, nu spui niciodată, niciodată. Îmi vedeam de treaba mea la spital. Într-adevăr, domnul Columbeanu mi-a dat telefon, eu îl cunoșteam de multe. Mi-a dat telefon și mi-a zis, bă, dă numărul tău de telefon. Care numărul de telefon, domnule, că nu erau mobile, nu erau nimic, eu n-am cabinet, n-am nimic, ca 1990 și eram eu șef de lucrări, dar asta e, că n-ai, nu poți să le dai la toți cabinete, să aibă un să stea sau să aibă un de asta. Păi bă, spunem că te caută ministru. Păi tu cum mă caută ministru? Ce mă caută? Nu știu, las că spune el, ia du-te tu la Ministerul Sănătății. Am așteptat să mă caute secretara, șefa de cabinet, ce Dumnezeu a fost, m-am dus, ne-am văzut, i-am spus nu. Nu, domnule ministru. Bă, nu se poate, vino să mă ajuți. Că, bine, avea un talent profesorul Dumnezeu să-l odihnească. Nu mi-a fost niciodată profesor direct, adică nu am făcut diabetologia cu dânsul, dar îl cunoșteam foarte bine. Până la urmă am primit cu o singură condiție, să-mi dea voie ca după amiaza, în afara programului, să mă duc la spital. Să mă lase să mă duc la spital, să pot să-mi văd meseria mea. A fost de acord, atunci am fost și eu de acord. Am stat un an și jumătate. M-au chemat într-o miercuri seară împreună cu secretarul de stat de atunci, domnul profesor Oproiu, Dumnezeu să-l ierte, și dânsul praf de stelelor ăsta. M-a chemat și a spus, domnule, mâine mă dă afară, Văcăruiu. Da, domnule, știu. Hai, lichidați-vă ce aveți aici și... 30 secunde, vă mai dau. 30 secunde. Lichidați-vă și... Am înțeles. Cheia de la documente secrete, poftiți, domnule ministru, asta. Pe mine m-a onorat că am putut să ajut în Ministerul Sănătății și pe ministrul direct, fără nicio falsă modestie.
A doua zi a venit profesorul Oprui, m-a pus la director la universitar și eu am mers și l-am pus pe domnul profesor Oprui, director la funde. După care au venit examenele, am dat concurs și așa mai departe. Bun, bineînțeles că profesorul Mincu a rămas în continuare ministru. Astea erau fitilele pe care le băgau ei alții. Ăsta-i neamul, din el facem parte. Asta era concluzia pe care ați auzit-o de la domnul Columbean. Mulțumesc. Continuăm. Știu că v-ați născut în zodia Scorpion, domnule Oprescu. Da, am avut șansă. Același semn zodiacal cu alți doi mari lideri ai României, Traian Băsescu și Liviu Dragnea. Sunt descunoscut în spațiul public, drept un bărbat carismatic, cu stofă de lider, iar meseria de chirurg v-a transformat la propriu într-un luptător cu sânge rece. Sunt curioasă cum vă raportați dumneavoastră la cei doi lideri politici pe care i-am numit, mai ales că pe amândoi îi cunoașteți destul de bine. Urmează întrebarea. Cu cine semănați mai mult? Cu Dragnea sau cu Băsescu? Cu Dragnea n-am avut timp, că în 2008, după câte știți, iar el la vremea era proaspăt soțit de la PD și intrase în PSD și cei 4 ani de dolce farniente, în sensul bun al cuvântului, nu în sensul peiorativ, nu prea l-am vizionat de asta, ocupând o funcție, sigur, acolo de președinte, importantă, de altfel. Cu celălalt, ce să vă spun? În primul rând că e mult mai bătrân ca mine. El e născut pe 5, eu pe 7. Deci e mult mai bătrân ca mine. I-am și spus, domnule președinte, lăsați-o, că știu cum gândiți. După ce am pus plăcuța aia pe Basarab, început de Băsescu, terminat de Oprescu, mi-a dat telefon. Era seara la ora 11. Voi zice, tu ai nebunit? Ce să nebunesc, domnule? Da, așa sunt eu, mai sărit. Care-i problema? Ce nu e adevărat? Păi ai pus placa, așa. Voi zice, dar ai pus-o ca în sus. Păi am pus-o ca în sus, că asta probabil că-i băgaseră în cap sepepiștii. De... Păi am pus-o mai sus, domnule, că dacă scui pe ăștia... și pe mata și pe mine, să cadă pe fața lor, nu pe din asta. Da, probabil că unele lucruri, însă, din punct de vedere al caracterului, diametral, cred că este opus. Iar eu cu dânsul am avut doar relații instituționale, în sensul cel mai deschis al cuvântului. Mulțumesc. Continuăm. Aveați 20 de ani când v-ați căsătorit. Pe soția dumneavoastră, astăzi un reputat medic endocrinolog, ați cunoscut-o în anii de studenție. Iată ce spuneați. Am întâlnit-o la facultate, era cea mai frumoasă fată. Studenții salivau când trecea pe lângă ei. Aveți împreună un băiat, Mircea, care a terminat tot medicina. V-a cibit foarte mult soția, dar cu toate acestea, căsnicia s-a încheiat după 17 ani. Ulterior, ați avut relații sentimentale de durată, dar nu ați mai ajuns niciodată în fața altarului. Ați spus așa, i-am invidiat întotdeauna pe cei care au știut să își păstreze familia unită. Eu nu am știut, dar am încercat să compensez, fiind prezent și când trebuia și când nu trebuia, lângă Mircea și lângă soție. Pe măsură ce niciunul dintre ei nu mi-a mai cerut nimic, tot mai mult îmi venea să mă dau cu capul de pereți și să găsesc ce le face plăcere. Urmează întrebarea. De ce nu v-ați mai căsătorit niciodată? La început, pentru că trecusem pentru... eram ușor traumatizat, totuși. A venit pe neașteptate divorțul, vorbind de anii 88. Nu chiar mă simțeam vinovat, neînțelegeri cu socrii. Da, mă rog, au trecut. E greu să-mi aduc aminte de perioada asta, sau mai precis, nu vreau. După aceea... mi-am găsit echilibru, pot să-i spun așa, mi-am găsit echilibru în muncă. La dimineața până seara, la normă, cât puteam. N-am fugit niciodată după funcție. Am primit responsabilități. Nu m-am întrebat niciodată. Bă, tu vrei ceva? Vrei să fii și tu ministru? Vrei să fii... nu știu, nu. Am încercat un moment de jenă, momentul când... m-au întrebat ziariștii.
La vremea respectivă. Nu, dar domnul Năstase nu vede care aici o... Băi, nu fiți copii. Tu zice, n-a ajuns la litera O. Oprescu. S-a oprit la litera B. Euran, Bartoș, Bartoș a fost colegul cu mine, da, încă. Nu? Brânzan. Deci, asta era. În concluzie, ce să vă spun? Atât. Că am putut să mă gândesc de la o vârstă că nu am voie să încurc pe nimeni. Mă refer la fete. Mulțumesc. Am notat. Dumneavoastră n-ați vrut să divorțați, dar despărțirea s-a produs totuși. Știu că ați făcut tot posibilul ca fiul nostru să nu sufere din cauza separării. V-ați făcut bagajul și ați plecat. Le-ați lăsat totul lor. Pentru divorț i-ați învinovățit în mod direct pe socrii, vă citez. Îți spun eu de ce am divorțat, că s-au băgat socrii, bă. Sigur că socrii se bagă, dar nu la nivelul ăsta să mă cupleze cu jumate din București. Mult prea exagerat. Totuși nu a venit una la nevastă mea să-i zică că i-am promis nu știu ce. Nu-mi scoteam odată verigheta de pe deget. N-am fost, băi, îngerul de pedric, dar nu i-am deranjat pe cei de acasă niciodată. Și chiar dacă treceați printr-o perioadă grea, am văzut că nu v-ați pierdut simțul umorului și ați spus așa. Și mai durea o chestie, numai cu nasoale mă cupleau socrii. Și asta a fost. I-au băgat nevestei mie asta în cap și gata. Urmează întrebarea. Poate un bărbat să iubească și să înșele în același timp? Doamne, nu știu că la mine n-a fost în același timp. Și atunci chestiunea cu minciuna sunt minciuni și minciuni, minciuni domestice. Problema, dar nu fă nici nu e problemă, degeaba, nu mă exprim corect. Problema a fost problemă, dar eu în general am ars pentru oameni. Am consumat, am ars. Am ars pentru ei să-i ajut. Aici nu era vorba de ajutor. Aici era vorba de chiar de dragoste, chiar de plăcerea de a fi împreună. Unele au ținut mai mult ca durat, altele mai puțin. Alea care au ținut mai puțin erau cele care aveam, cu care aveam următoarea deci discuție. Niciodată mai multe deodată. Cam așa. Cam așa. De ce? Obosești rău de tot și intri în niște încurcături și niște minciuni care nu te duc nicăieri. Și atunci nu e mai bine să-ți vezi de treabă. Dar să știți că eu sunt obișnuit și nu o spun cu ei în față. Totdeauna m-au suspectat oamenii din jur, oamenii special femeile de vârsta mea sau femeile, de mai mult decât am avut eu. Așa că, ce să m-am obișnuit și cu asta. În schimb, sunt foarte mândru de mine. Nu m-a auzit nimeni vorbind sau comentând fostele mele prietene sau prietenele prietenilor și așa mai departe. Pentru că noi, în general, să știți că suntem, poate greșesc, dar nu cred. Suntem un neam de cumnați. Cam asta. Mulțumesc! Sunteți primul bărbat pe care eu l-am auzit vorbind public despre vasectomie. Vorbim de o procedură de sterilizare la care pot apela bărbații care nu-și mai doresc urmași, dar femeile, de regulă, sunt cele care vorbesc de metode de contracepție sau de sterilizare. Dumneavoastră, în 2008, ne-ați șocat, mărturisind public, că ați apelat la vasectomie, se întâmpla cu 3 luni înainte de a deveni primarul Capitalei. Vă citez acum. De ce să mă trezesc într-o bună zi că vine una și îmi spune că a rămas însărcinată cu mine? Așa sunt sigur că nu sunt eu tatăl. La vremea aceea știu că unicul dumneavoastră fiu Mircea avea 33 de ani, era bărbat deja în toată firea. Aș vrea să știu de ce ați ales să dezvăluiți public un element, un amănunt atât de intim din viața dumneavoastră și dacă ați regretat în vreun moment ulterior că nu ați mai putut avea copii. Urmează întrebarea. Ați fost vreodată șantajat cu un copil? Da. Dar ce numai o dată? De vreo 2 sau de vreo 3. Da. Dar nu de persoana în cauză. Totdeauna existau fraieri care veneau să povestească cum ar fi posibil să vă mă lăsați.
Păi știu ce am făcut în viața mea, cum și ce fel și așa mai departe. Da, și astea se petreceau cam în ajunul momentelor politice. Aproape cu ca un ceas. Da, șantaj. E mult. Insistat în șantaj, dar îți spuneam ce vreți. Dar întotdeauna ăștia erau fraierii care veneau. Și în momentul când ceream să vorbesc cu aia care i-au trimis și nu vorbeam cu ei, gata, se termina, se închide. Mulțumesc. Mergem mai departe. Nu cred că aș greși, domnule Oprescu, dacă v-aș compara cu Nicu Șordan în materie de insistență pentru obținerea funcției de primar general al Capitalei. L-ați depășit, să știți, pe Nicu Șordan la numărul de scrutine la care ați participat pentru a deveni primar. Ați candidat de 4 ori pentru fotoliul de la primăria Capitalei. Prima dată în 98 sub sigla PDSR, ați fost învins de Viorel List. Ați mai încercat odată din partea aceluiași partid în 2000, ați pierdut în fața lui Traian Băsescu. După 8 ani în care a părut că v-ați resemnat, ați revenit în forță, ați câștigat primăria printr-un șiretlic politic despre care o să vorbim imediat. Ați candidat independent, ați devenit primarul Capitalei în 2008 și în 2012 ați câștigat și cel de-al doilea mandat, pe care nu l-ați dus la bun sfârșit pentru că ați fost arestat. Urmează întrebarea. De ce v-ați dorit atât de mult scaunul de primar? Pentru că am gândit în felul următor. Dacă în viața mea am putut să fac bine pentru foarte mulți oameni, am avut, de fapt, același vis și în momentul când am văzut în anii 91-92 că încet, încet, lucrurile iau aceeași cale cu care fusese timp de 20 de ani înainte. Mă rog, care i-a pucasem eu în spitale, bineînțeles. Mutând și de mutat, am fost convins că pot să fac bine. Și eu cred că am făcut bine. Ce să semn cu Nicu Șordan? Nicu Șordan mi-a mâncat viața 7 ani de zile la primărie de pe poziția lui Dreyfus. El era Dreyfus. Jacques. Ce să acuze? Când era acolo prezent, scosese de minți un Consiliu General. Din păcate, eu știu, pentru că am trecut prin lucrurile astea. Și pentru că le-am făcut, doamnă. Pentru că le-am făcut. Atât cât am putut eu. Mi-a spus că nu o să mă înțeleg cu Consiliul. Mi-a spus că asta este manevră. Este manevra lui Iliescu. Nu, doamnă. Nu este niciun fel de manevră. În 2008, când s-a pus problema în birou executiv la PSD, am spus, de ce să nu particip eu? De ce să nu particip eu? Ce am vreo tinichea de coadă am din asta? Nu! Pot să mă duc. Și m-am dus. N-a fost niciun artificiu, doamne. Un an jumate, 2 ani de zile, m-au ținut numai așa. Artificiul lui Iliescu. Iliescu e omul. Da, doamne, am spus-o tare și deschis de 18 ani cât am stat în partidul ăsta. Că nu m-am dus la alte partide. Da, sunt om de stânga. Da, vreau ca toți să... Absolut. Am recunoscut întotdeauna. N-are nicio legătură. În ziua când nu mi-au dat liber să particip, m-am dus și mi-am dat demisia. M-am înscris ca independent. Și am luat ca independent. Și am luat, vă spun eu din ce cauză. Pentru că Vanghelie mi-a pus 7 avocați să-mi conteste semnăturile. Discutăm. Cam asta a fost. Mulțumesc. Merg o întrebare roșie. Eu am numit mai devreme și retric politic. Maniera prin care ați ajuns primarul Capitalei, am să dezvolt puțin. Toată lumea se aștepta să candidați din partea PSD. Dumneavoastră ați ales să candidați independent. Înțeleg că vorbim de o decizie care a avut la bază un sondaj coordonat de fostul lider PSD Miron Mitrea, îl citez acum. Pusesem 2 întrebări consecutive despre Sorin Oprescu. În prima, întrebam câți l-ar vota pe PSD-istul Sorin Oprescu în funcție de primar general. Răspuns, 22%. În a doua, întrebam câți l-ar vota pe independentul Sorin Oprescu. Răspuns,
41%. Cu acest sondaj pe masă, PSD nu v-a numit pe dumneavoastră, ci l-a numit pe Cristian Diaconescu, candidat la primăria Capitalei, Cristian Diaconescu, candidat din partea PSD, Sorin Oprescu, candidat independent. PSD a făcut o mișcare politică ce i-a instalat omul la șefia primăriei generale a Capitalei. Iată ce spunea Vasile Blaga, liderul PDL la vremea respectivă. Domnul Oprescu și-a putut permite să inducă în eroare bucureștenii, declarându-se independent, când el este candidat oficial al domnului Iliescu și al întregului sistem pe care acesta îl reprezintă. Și vă citez un titlu cu care ați rămas în istorie, domnule doctor. Sorin Oprescu, candidatul din vitrina PSD. Urmează întrebarea roșie. I-ați păcălit pe bucureșteni că v-ați lepădat de PSD? Nu, domn. Nu, ci pe părinte nu poți când te botează că ești prea mic și nu știi să vorbești și nu știi ce ți se întâmplă. Chestia cu te-ai lepădat de satana, m-am lepădat de satana, te-ai lepădat de și așa mai departe. De ce vrea să fac treaba asta? Să... a fost un obraznic de tot într-o discuție. Dom'le, te rog să te duci și să spui la televizor că te-ai lepădat de Iliescu. Păi ești nebun, faci cu capul, băi, copilă. Ce ai? Păi stă, ține de un tip care avea o mare ură pe domnul Iliescu și așa mai departe. Mare revoluționar. Nu, domn. Am o singură dovadă. Timp de un an de zile, când PD-ul cu domnul Blaga, care, ce să zică și el săracul, i-a fost și lui greu, că el mai ardelean, mai... Ardeleanul care a văzut girafa și care a spus așa ceva nu se poate. Am fost în confruntare directă. Am fost deschisă. Dar atunci l-am respectat pe Crin Antonescu. Crin Antonescu a venit și s-a așezat în primul rând, dar nu s-a așezat la PDL și la liberali. S-a așezat exact nici la PSD, nici la asta. Știți cine m-a votat, doamnă? În principal, m-au votat oameni care nu aveau de-a face nici cu PSD-ul, nici cu de-asta. Și care au crezut în mine. Și cred și astăzi că nu i-am dezamăgit, doamnă. N-a făcut niciun primar până la mine și nu vă spun cu lipsă de modestie. N-a făcut pentru bucureșteni câte am putut să fac eu. Și dacă mă lăsau în pace... îmi făceam tot ceea ce îmi propusesem să fac. Nu o să facă niciunul dintre ei. Îmi pare rău că spun așa, pentru că nu pot, sunt impotenți. Eu am stat și mi-am luat notițe și am învățat 6 luni de zile. Și am avut probleme chiar și cu presa. Când m-au chemat mogulii și mi-au spus: domne, dumneata, fiecare primar de sector ne dă atât. Dumneata ar trebui să ne dea 1 milion pe an. Pentru ce? Ca să lăsăm în pace. Îmi pare rău, zic, dar nu, n-am. Mulțumesc. Și nici ei nu m-au lăsat în pace. Un an jumate. După aia s-au schimbat. Și mogulii de presă v-au cerut bani, domnule Oprescu, am notat. Ați rămas în amintirea bucureștenilor cu proiecte și propuneri de proiecte de-a dreptul fanteziste în mandatele de primar. Discutăm pe larg. Prima promisiune și cea mai răsunătoare a fost autostrada suspendată, un proiect pe care ni l-ați promis încă din campania electorală din 2008. Faimoasa autostradă urma să lege Bucureștiul de la nord la sud, vă citez acum, este o autostradă fenomenală din țara autostrăzilor, care se va face în maximum 2 ani. Tot dumneavoastră ne-ați spus că ne veți construi cea mai mare fântână muzicală din Europa, că veți instala turbine eoliene printre blocurile bucureștene pentru a susține furnizarea de energie la ceturile din oraș. Lista nu se oprește aici. V-ați mai dorit pentru bucureșteni transport cu telecabinele, căprioare în zona Unirii și cimitire cu vegetație barocă și bănci cu apă. Dincolo de aceste proiecte de-a dreptul science fiction, domnule doctor, ați avut și multe realizări ca primar general. Vom vorbi și despre ele imediat. Însă, pentru moment, vreau să vă întreb, urmează întrebarea: de ce nu v-ați ținut promisiunile față de bucureșteni? Domnule, eu consider că mi le-am ținut într-o proporție de 75-80%. Dintr-un singur motiv, domnule. Pentru că am aflat în... la un an de zile din primul mandat, că nimeni din cei din jur,
că ești la un partid sau că nu ești la un partid, că ești independent, cu atât mai greu. Am trecut pe momente dificile. Proiectele astea propuse erau respinse pe bandă, pentru că atunci în guvern era PSD-ul împreună cu PD-ul. Și am văzut cum proprii mei colegi de conducere a PSD-ului îi puneau pe ăștia consilieri să voteze împotriva. Împotriva proiectelor pentru bucureșteni. Autostrada suspendată? Nu a fost, doamne, nicio fantezie. La două zile după ce m-am așezat pe scaunul de primar, la două zile, unul dintre viceprimari, un tip onest și deschis, Murgeanu, a venit și mi-a adus proiectul cu autostrada suspendată în viziunea anilor 2002. Respins de domnul Băsescu atunci. Până atunci nu scosese nimeni nicio vorbă. 2 ani de zile, în primul mandat, 3 ani de zile, am stat după chinezi. M-am rugat de chinezi. Dom'le, ajutați-ne, facem așa, asta. Am fost o singură dată în China, au venit aici de 6 ori. Am vorbit că facem, că facem, când am văzut că nu mai pot, am trecut la sud-coreeni. Sud-coreenii au fost absolut deschiși. Au spus, o facem, domnul Oprescu. Au venit și au făcut reprezentanță și au văzut proiectul. Mai dau un minut. Și au văzut proiectul. Au validat proiectul, Consiliul General a validat proiectul, aveam bani pentru asta, am ajutat la banca, la BCR, Erste, Austria. Am făcut nenumărate drumuri la șeful băncii, la domnul Treichel, care a fost de acord să le dea 500 de milioane de euro, să pot să fac perifericul exterior și interior ca la Paris. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Vreau prea multe să fac. Asta e cu autostrada suspendată, care toată lumea a spus, doamne, e science fiction. Nu e, doamnă, o să vedeți că apare. Când o apare... Vă așteptăm. Avem nevoie de ea. Păi, mulțumesc, continuare. Poate mă ocup eu în continuare după ce se termină. Întâi să-mi termin problemele mele legate de... și după aia. Bine, discutăm. Dintre proiectele finalizate de dumneavoastră, o să enumăr câteva. Pasajul Pipera, pasajul de la Mihai Bravo, pasajul subteran de la Piața Presei, modernizarea străzilor din centrul istoric și pasajul Basarab, această lucrare începută de Traian Băsescu și în 2011 la inaugurarea pasajului, momentul cheie al ceremoniei, ne-am amintit cu toții, a spus și noastră mai devreme, a fost această plăcuță pe care scria început de Băsescu, terminat de Oprescu. Tot dumneavoastră ați început lucrările la pasajul Piața Sudului și la celebrul pod de la Ciurel, pe care Gabriela Firea l-a inaugurat în septembrie anul trecut. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare realizare a primarului Sorin Oprescu? Am terminat ceea ce rămăsese neterminat din mandatul domnului Videanu. Am adăugat lucruri noi și eram pornit pe o cale care, zic eu, era justă, aceea de a putea să compensez și să-mi feresc cetățenii Bucureștiului de creșterea prețului la gaze și la, în așa fel încât lucrurile să... Nu am reușit, pentru că acolo maestrul de ceremonii, cu ghilimele de rigoare, era statul. Și statul nu vrea. Statul vrea aceste tamponări de preț până la un timp. Uite că ele nu se mai pot petrece. Iar tot ceea ce înseamnă datorii din urmă, 700 de milioane, 800 de milioane, sunt penalități de euro. Sunt penalități la penalități. O inginerie financiară, petrecută de-a lungul timpului, pe care am moștenit-o, am încercat să o repar, am mers până la jumătatea drumului, după care băieții au considerat că e mai bine să termine scurt cu mine cu ideea asta. Și s-a terminat. Mulțumesc. Continuăm. Arena Națională.
Este un subiect foarte controversat din mandatul noastră de primar. Încă de la inaugurare au apărut probleme majore. La meciul România-Franța din preliminarele Euro 2012, Europa întreagă a văzut gazonul care se descompunea sub crampoanele fotbaliștilor, lucru pe care noastră a părut că nu vă deranjează. După meci ați declarat așa, citez: din punct de vedere organizatoric, totul a fost în regulă, nu au fost bâlbe, niciun cuvânt despre gazon. Ulterior am aflat cu toții că a apărut acoperișul retractabil, care s-a blocat la prima folosire. Și am aflat cu toții mai apoi că acesta nu avea aviz ISU pentru că era dintr-un material neomologat în România, o investiție uriașă făcută din bani publici. Inițial, costul estimat al stadionului era de 120 de milioane de euro și în urma deciziei dumneavoastră de a avea acest acoperiș retractabil, costurile stadionului s-au dublat, au ajuns la aproape 250 de milioane de euro și foarte mult timp ați fost în mijlocul unui scandal public din această cauză. Ați primit acuzații dure apropo de modul în care ați cheltuit banii publici. Urmează întrebarea. Ați fost huiduit pe nedrept pentru jaful de la Arena Națională? Nu s-a pus niciodată problemă. Pentru că el exista o anchetă a DNA-ului după vremea lui domnul Videanu, care a trecut și în partea asta când s-a terminat. Domnul, astea sunt legende urbane. Nu s-a blocat niciodată acoperișul. Au dorit acoperișul, l-am prezentat ca proiect, completarea proiectului în Consiliul General, a votat Consiliul General, iar tot acest acoperiș a costat 9 milioane de euro. Au fost discuții pe pista de atletism cu sau fără. Mi-au explicat cei de la federație că ar fi bine să fie fără. Am făcut-o fără. Are 55.000 de locuri, nu a costat niciodată 120 de milioane de astea, astea toate de euro. Astea au fost povești. Tot stadionul s-a dus către cifra de 320 de milioane de roni. Deci nici vorbă de... De unde, cum și în ce fel a fost invidia ălora că eu am preluat în 2008 o groapă, în sensul că se scoseseră băncile tot și asta a fost tot anul în 23 august și pentru că le-am terminat în 3 ani, din momentul. El era comandat acoperișul, era comandat de la Frankfurt, nemții au asigurat toată asta, mentenanța era asigurată de firmele celor care au construit. Iar cu gazonul, să mă ierte, Dumnezeu, Doamne. Vă mai dau 30 de secunde pentru gazon. Lucruri românesc. Știam ce s-a întâmplat la Pitești. S-a ocupat unul dintre băieții mei care practic a dormit acolo, nu e nicio figură de stil. Și s-a ocupat, au montat ăsta, i-am rugat să nu ia o firmă care la Pitești a produs treaba asta. Bun, ailaltă firmă era tot împreună cu firma ailaltă. L-au făcut ca lumea, au spus ei, l-am încercat, a fost absolut ok, s-a jucat pe el de probă, după care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De huidui nu m-a huidui nimeni, doar. După care lucrurile au intrat. L-au făcut din nou drenajul stadionului. Nu avem timp. Și v-am dat timp suplimentar, mulțumesc. Da. Și el funcționează. București are Arena Națională. Are. În mandatul dumneavoastră au fost evacuați 1000 de locatari și au fost puse la pământ 90 de clădiri istorice și de patrimoniu, totul pentru proiectul diametral la Buzești-Berzei-Uranus. Practic, demolarea acestor clădiri istorice din capitală printre Cale și Halamatache a fost una dintre cele mai contestate decizii din mandatul dumneavoastră de primar al Bucureștiului. Iată ce ne spuneați atunci: nu pot, domne, să țin Halamatache pe loc, sunt niște cheltuieli fantastice și atunci o să o mut exact cu 37 de metri și 20 de centimetri mai încolo. Clădirea Halei Matache
nu a fost mutată, ci a fost demolată peste noapte, ar fi fost încărcată în camioane care au transportat totul în afara Bucureștiului. Vă aduc în atenție acum o declarație a unuia dintre locatarii demolați, citez: a fost o tristețe că erau numai case, monumente istorice, numai clădiri frumoase, clădiri vechi. Acum nu cred că se mai fac așa ceva. Nicușor Dan, la vremea aceea, președintele Asociației Salvați Bucureștiul, v-a acuzat că ați demolat acele clădiri în baza unui proiect ilegal, pentru care ar fi trebuit să fiți condamnat la ani grei de închisoare. Mă întreb de ce ați mers pe ideea demolării și nu ați ales să salvați acele clădiri, monumente istorice, prin reabilitarea lor. Urmează întrebarea. Regretați că ați demolat Halamatache? Nu regret nimic, domnule. Dumneavoastră nu știți despre ce era vorba. Vă rog să mă iertați. Nu, după vorbele, că vorbele au fost puse atunci. Și în frunte cu actualul primar general al capitalei. Domnule, erau niște ziduri, erau niște mizerii acolo, domnule. Era o șobolănime. Confundă marea nenorocire care s-a petrecut pe Berzei, pe diametrală, pe pătrundere. Doamne, nimeni n-a avut curaj să înceapă treaba asta. Îmi trebuia o alternativă la Calea Victoriei, să pot să fac Calea Victoriei. Am vrut să fac Calea Victoriei, am vrut să merg până acolo, încât sâmbăta și duminica să o fac pietonală. N-am făcut o pietonală că n-aveam ce să le ofer la cetățeni. Ce să le oferi? Ești cu copilul de mână, ești pe Calea Victoriei, mergi pe asfalt și apare de înghețata lui italian, ăla unde intrau două persoane, așa era de mare cofetăria, de-abia începând după Grivița, după ce depășea intersecția cu Grivița, erau câteva magazine obosite, triste. Ce să pot să fac? Dar am reparat Calea Victoriei. Au vrut pistă de bicicliști. După ce am terminat pista de bicicliști, mi-au spus că este mai mare cu 20 de centimetri. Voi sunteți nebun, voi ați încercat, m-am dus cu căruțul de invalid. Le-am arătat că sunt la 5 cm de margine ca să poată să meargă și ăla, nu numai bicicliștii. Nu, doamne, nimic nu era bine. Acolo nimic, toate erau niște ziduri și niște căzături. Iar chestia cu scos frontoanele și astea, da, doamne, tot ce mi-a spus Ministerul Culturii, am făcut, le-am depozitat, nu le-am scos din București, sunt în București, ulterior, o parte dintre ele le-am dus la Mogoșoaia, unde, la palate, unde aparțin primării. Așa că, astea sunt vise de nebunie. Clădirea de pe colț, care pentru toate am avut aprobarea Ministerului Culturii. Singurul care a avut curaj să îmi dea aprobare să pot era clădire de tip B, nu clasă B, și am spus că o mut. O mut în sensul că locul de acolo este tot al primăriei și am prezentat Consiliului planul de refacere a lui. V-am găsit și investitorul străin care să vină și să-mi facă piața Matache. N-a mai fost să fie. Uite că lumea circulă pe Berzei. Uite că lumea zice, bă, da, proste, că ajunge mai repede și nu mai blochează Calea Victoriei. Da, care-i problema? Așa au zis și de pod. Ian Diaconescu la vremea respectivă. A sărit 10 cm de asfalt. Pe cuvântul tău că a sărit 10 cm. Triști, triști, răi și invidioși. Asta le spun. Acum, toamna anului 2013 avea să înceapă cu unul dintre cele mai întunecate momente din mandatele dumneavoastră ca primar, moartea lui Ionuț Anghel, micuțul în vârstă de 4 ani, sfâșiat de maidanezi pe o proprietate privată din zona Parcului Tei, un caz cutremurător care a împărțit România în două tabere, pro și contra câinilor fără stăpân. Ați promis atunci că într-un an și jumătate veți strânge 80% din cei 65.000 de câini maidanezi care umblau pe străzile capitalei și asta ați făcut. În 2015, pe străzile bucureștene, mai rămăseseră doar 3.000 de câini fără stăpân. Conform informațiilor apărute în presă, 30.000 de maidanezi au fost eutanasiați și 24.000 de maidanezi au fost adoptați. Dintre cei adoptați, doar 6.500 de câini mai figurau în acte. Restul
vreo 17.500 ar fi dispărut fără urme și aici ați intrat din nou în atenția presei cu un business în domeniul adăposturilor pentru animale, afacerea Dogtown sau afacerea morții, cum a fost ea descrisă în presă, un business de 100 de milioane de euro prin care avea să fie transferat un număr considerabil de maidanezi din adăposturile publice către aceste adăposturi private. Afacerea Dogtown îi avea în acționariat pe prietenii fiului dumneavoastră. Aș vrea să știu ce le spuneți celor care vă acuză că ați fi fost în spatele afacerii Dogtown. Urmează întrebarea. Uciderea câinilor maidanezi este o afacere profitabilă? Doamne, asta e iară, asta e altă prostie. O lămurim. Deci s-a întâmplat cu Ionuț, Dumnezeu să-l odihnească. S-a întâmplat cu Ionuț, nu eram în țară, eram plecat în o misiune reprezentativă, nu de asta. M-am întors și s-a întâmplat treaba asta. De-abia venisem, cred că, de o zi sau de două. Ce să vă spun, domnule? Până atunci toată lumea promitea că o să... Și să făcea. Am reorganizat din cap până în picioare, am reorganizat serviciul de ecarisaj. Le-am creat posibilități și, cum să vă spun, fundamentul unei activități poate neplăcute pentru unii, dar în orice caz nu făcute cu răutate, cu tortura câinilor și așa mai departe. Am chemat pe prietenii fiului meu, cu care el totdeauna să lăudau că le merge bine, că de asta nu avea nicio legătură cu primăria, ca să o spunem de la bun început. Și am zis, bă, nu vreți să faceți, bă, ceva și voi pentru orașul ăsta în care stați? Ce milioane, domnule, ce tot din asta? Am băgat acolo 10.000 de câini la uzunul, domnule. Am transformat-o, cu chirie, bineînțeles. Am transformat o chirie modică. Oamenii erau mulțumiți de acolo că clădirile alea erau goale, nu mai erau folosite de 15 ani. Am adus acolo medici veterinari. I-au îngrijit, i-au castrat, i-au spălat. Am făcut toate vizitele care se făceau, îi duceau acolo să le arăte europenilor care aveau sarcini, responsabilități în protecția animalelor și așa, îi duceau să le arăte. Ce să-i eutanasiez? Erau bolnavi, doamne, și unii dintre ei, sigur că, gata, își terminau ciclul ăsta. Da, doamnă, am rugat SRI-ul să numere câinii, a fost de acord Maior să numere câinii, i-am pus pe ai mei să numere câinii, am ajuns la 100 și ceva de mii, cifrele erau foarte puțin din asta și nu am făcut altceva decât să pot să curăț în sensul bun al cuvântului orașul, pentru că erau în față la Atene Palace, erau pe stradă, mușcau lumea și așa mai departe. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați făcut armata la trupele de securitate și în prezent, în livretul militar, aveți gradul de colonel în rezervă. În 2013 erați primar la al doilea mandat, ați vorbit public despre cum ați fost avansat în grad, vă citez. Mi-a comunicat domnul ministru Gabriel Oprea că m-a ridicat la rangul de colonel. Dincolo de aceste informații, presa a scris că în perioada studenției ați colaborat cu securitatea sub numele conspirativ Sorescu și ați fost o sursă activă a securității în Facultatea de Medicină Generală. Nu au fost găsite în niciun moment consemnările în clar făcute de dumneavoastră, însă ar exista referiri la informațiile furnizate de sursa Sorescu în alte dosare. Urmează întrebarea roșie. Ați scris note informative pentru securitate? Niciodată, doamnă. Și am trecut în verificările care se fac când intri în campanie și astea, sau verificări făcute de alții. Vă spun secretul lui Polișnil, doamnă. L-am spus întotdeauna și pot... Dar vezi, dacă oamenii sunt cretinți, trebuie să găsească câte ceva. Mă refer la ăștia care fac afirmații de-astea. Doamnă, copiii, până la o anumită vârstă a ofițerilor de securitate, niciodată nu erau folosiți, doamne. Iar în facultate, mi s-a întâmplat așa. A venit tata într-o seară acasă, m-a scos pe stradă la plimbare și mi-a spus, bă, tu ai un coleg
Xulescu? Da. Zice, ăsta face note la ăștia de la București și spune că îl desconspir față de studenții străini. Băi, tată, nu i-am făcut nimic la ăsta, i-am pus coadă la histologie de aia de hârtie. I-am pus de vreo 7 ori coadă, că aveam halatele alea lungi și până sub genunchi. Da, așa era atunci. I-am pus coadă. Ce coadă i-ai pus? Coadă de hârtie, vrei? Și ăsta s-a supărat pe mine și a început să dea cu scrisul. Da, doamnă, în viața mea n-am făcut niciun fel de gest de genul ăsta, dar a impunea. Drept e că nici nu mi s-a cerut vreodată. Nimeni nu. Niciodată copiii de ofițeri și asta, pentru că ei știau că se duc acasă și vorbesc cu părinții, iar părinții o să sară de fund în sus pe chestia asta. Așa că astea sunt povești de doi bani, dar ca să caute ceva, să găsească. Mulțumesc, continuăm. Ați fost ani buni medicul personal al președintelui Ion Iliescu. În mai 2005, fostul șef de stat a suferit o intervenție la inimă la Spitalul Floreasca, ulterior a fost transferat la Spitalul Elias, unde dumneavoastră erați director. Ați fost extrem de riguros câtă vreme l-ați avut pe fostul președinte sub supraveghere. Singura persoană care i-ați permis accesul în salonul lui Ion Iliescu a fost soția sa, Nina. Ați rămas atât de apropiați de președintele Ion Iliescu încât l-ați însoțit personal pe acesta, 2 ani mai târziu, la Paris, pentru o altă investigație la inimă. Pe Ion Iliescu l-ați descris de fiecare dată ca pe un pacient cooperant, care respectă cu sfințenie sfaturile pe care le primește de la medici și totodată l-ați lăudat pentru energia și vivacitatea de care a dat dovadă și ați subliniat că un merit aparte în această chestiune îl are soția sa, care se îngrijește de dieta lui Ion Iliescu. Urmează întrebarea. Mai sunteți medicul lui Ion Iliescu? Doamne, e mult spus, am fost medicul personal. E mult, mă onorează, sigur, nu, dar e mult spus. Dânsul avea o serie întreagă de colegi care erau mai în vârstă și ca noi. Erau apropiați, era apropiat de o serie întreagă de profesori care crescuseră odată cu dânsul și așa mai departe. Deci acolo era așa, o, dacă doriți, o, din punct de vedere organizatoric, da. M-am ocupat ca de o personalitate, ca de un om la care eu personal l-am apreciat și am ținut cu ale lui bune, cu ale lui rele, n-au contat. Pentru mine a contat un singur lucru. Cu revoluție, cu marea epilepsie de atunci, că tremurau toți de frică, că trăgeau ăia pe stradă teroriștii și de asta eram în spital. După 10 zile am plecat atunci de spital. M-am și eu acasă să mă spăl, să mă odihnesc. Doamnă, am făcut ceea ce face un doctor. M-a consultat, m-a întrebat, i-am explicat și cam cum și ce se întâmplă. Am căutat să îl prezint pe președinte doctorilor, nu pe doctorii președintelui. Și uite așa am ajuns și l-a văzut și Brădișteanu, cum era normal, domnule, cum era normal. Chestiile astea cu statul la ușă a pupincuriștilor care tot așteptau să audă câte o veste rea, da, uite, n-au avut parte să audă o veste rea din gura mea pentru că n-a fost așa, da. Era plin de energie, a evoluat foarte bine în bolile puține de altfel pe care le-a avut și să-i dea Dumnezeu să fie sănătos și să-și trăiască bătrânețile frumos, în liniște, fără dureri și fără nebuni. Doamne ajută, așa să fie, mulțumesc. Ca pacient am aflat că sunteți un fricos, domnule Oprescu. Ați povestit chiar dumneavoastră că ați avut un abces la un picior care necesita o intervenție chirurgicală și că ați amânat această operație până în ultimul moment. Vă citez acum. S-a umflat și mi-am luat analizele. A venit o fată și îmi zice, domnul doctor, faceți septicemie. E clar că trebuia evacuat puroiul. M-am dus acasă ca dobitocul, mi-am luat o lingură de aia de mestecat în mămăligă, am băgat-o în foc și mi-am pus-o acolo, cum am văzut eu la Ștefan cel Mare. Mamă, am scos niște răgnete. Aș vrea să-mi spuneți de ce vă este frică de doctori, domnule doctor. Urmează întrebarea. De ce vă este frică cel mai tare? Noi bărbații suntem mai, nu știu, că vreau să mă exprim academic, dar mai căciuși așa. Îmi văd aia siringă și astea, să
Sigur că în majoritatea cazurilor eu glumesc cu... Nu, doamnă, nu mai îmi spuneți că eu nu pot să vă sânge că leșince. Râd și bolnavii se deconectează și mergem înainte cu operația, dacă... adică programarea și efectuarea operației. Da, doamnă, așa am făcut. Și mi-a venit frică de incizie. Ce vreți să... Venea frică. Și n-am avut ce face. Tot la incizie am ajuns. M-am dus seara la spital. Era un doctor bătrân, deștept și care m-a onorat cu prietenia și cu sfaturile lui, doctorul Avramescu. Și mi-a zis, ce ia? E de la mască, domnule. Îl făcusem pe gât abscesul, nu la picior. Sau, mă rog, dar nu cred că aveam picioare pe aici, decât dacă... Așa, mă frecase masca, mă frecase și un fir de păr s-a infectat și m-a incizat. I-am spus, domn doctor, vă rog frumos, zic, să știți că mâine vă tai 20% din salariu. Dar râdea și el, mă știa de când eram puști, de la Brâncovenesc. Un domn. Și m-am făcut bine. Da, făcusem 20.000 de albe. De ce vă este cel mai tare frică? Păi ce să-mi fie frică? La vârsta mea, mai ce să mai îmi fie frică? Nu mai mi-e frică, doamne, de nimic. Dar sunt împăcat cu ideea că dacă ți-e frică de ceva, ți chiar se întâmplă. Eu am auzit asta de mult de la babele lui Mamaia și, din păcate, au avut dreptate. Ce să mai îmi fie frică, doamne? Ce să mai îmi facă, doamne? Sunt la vârsta curajului maxim, doamne. Așa, ce... Mulțumesc. Continuăm. Merg acum cu un episod savuros din viața noastră de burlac. Ați povestit cum într-o noapte ați mers acasă însoțit de o doamnă cu care vă iubeați din când în când, vă citez, am lăsat-o în fața casei. I-am dat cheile și i-am spus, urcă tu și eu mă duc până la Doroban să cumpăr ceva de mâncare. Ea a uitat etajul către Cuserar și s-a dus la ușă la domnul senator. Era două noaptea. A băgat cheile în ușă, s-a auzit o voce de doamnă. Cine e? Ea a zis, eu. Și pe cine cauți? Asta se întâmpla prin ușă, nu se vedeau la față. Pe domnul senator. Un moment. Și a ieșit domnul senator în pijamale și a zis, domnișoară, nu mă căutați pe mine. Nu, îl caut pe domnul senator Oprescu. S-a vorbit mult de faptul că ați fost un mare cuceritor, eu cred că sunteți și acum, și că doamnele și domnișoarele vă alergau pe holurile spitalelor. Dumneavoastră însă v-a plăcut întotdeauna să vă trăiți relațiile în mare discreție. Urmează întrebarea. Ce înseamnă femeia pentru Sorin Oprescu? E ceva de care ai nevoie și dacă reușești pentru o perioadă de timp sau pentru o perioadă mai lungă, Dumnezeu știe, să poți să ai cu cine să vorbești, să ai senzația că te înțelege, nu întotdeauna, din păcate, ceva pe care să-l admiri, să-l iubești și să încerci să-l păstrezi fără să îl încurci în viață. Întotdeauna deschideam în momentul când legam o nouă prietenie, spunând nu condiții, ci rugăminți. Bă, hai să nu, că... Totuși, eu am avut întotdeauna în viața mea simțul penibilului. Mai bine spuneam profesorii, doamna profesoară, nu am învățat astăzi, vă rog să-mi dați ce notă mi-o da, n-am învățat. Uram să ieși la tablă, să te înroșești ca un prost la față, că nu auzi ce suflă ea, să nu mai auzi, să ai zgomote în urechi din cauza emoțiilor, creștea tensiunea. Și atunci, mătând ce nemutat, așa am procedat. Eu consider că am procedat cinstit și deschis. Și dovada am avut-o. Cu timpul. Am rămas prieten, despărțirile au fost civilizate, câteodată inerente, câteodată mai tergiversate, dar nu am ce să-mi reproșez în modul de a mă comporta. Dar mă comporta, da, am iubit, am avut grijă de, și am făcut o mulțime de lucruri bune pentru viața lor. Mulțumesc! În 2012 suntem la următoarea întrebare.
Aveți 61 de ani când ați început o poveste de dragoste cu o femeie mai tânără decât dumneavoastră, cu 26 de ani. Se numește Adriana Nica și este medic specialist în anestezie și terapie intensivă. Vă citez acum. N-am râs niciodată de bărbații pe care îi lovește năluca după 45 de ani, pentru că nu e de râs. Poate să înceapă cu ce vrei tu, chiar și cu sexualitate. Este endorfină, e o iubire care nu se compară cu iubirea de la 20 de ani. Ați încercat să vă țineți relația cât mai mult timp departe de ochii presei și ați reușit acest lucru până în 2015, an în care ați fost arestat, iar partenera dumneavoastră a fost văzută în vizită la dumneavoastră în arest. Aș vrea să-mi spuneți prin ce se deosebește iubirea pe care o trăiți acum față de iubirea de la 20 de ani. Urmează întrebarea. Ce fel de iubit este Sorin Oprescu? Doamne, uite cum e cu treaba asta, după părerea mea. După 45 de ani se întâmplă ceva, se modifică biochimia la bărbați, într-un motiv sau altul. Bine, motivul de obicei este o femeie, că dacă e un bărbat, atunci ești pierdut. Da. Și, cum să vă spun, nu poate să mai stea. El merge pe linia de troleibus, doamne, el nu-și dă seama. El pune degetele și merge pe linia de troleibus. Și tu îi spui, până dimineața, domnul Popescu. Și el îți răspunde, nu sunt Popescu, sunt troleibus 82, opresc la Cogălnicianu. Nu mai poți să te înțelegi cu el. Cunoaște niște rațiuni pe care mintea nu le e. Inima lui cunoaște alte rațiuni. Ai o dragoste profundă. E o dragoste venită în urma unor experiențe, de obicei nefericite, nu chiar fericite. Fericirea durează așa puțin. Bun, în sfârșit. Deci, ajung penibil. Unii s-apucă și fac copii. Își arată bărbăția, virilitatea și când copilul are 20 de ani și are nevoie de tine, ca tată, ca sprijin, ca ce faci, ce îi spui copilului? Nu pot, tată, nu se mai uită nimeni la mine. Tată, a terminat. La asta m-am referit. Ce mă caracterizează? Doamne, este o iubire deschisă, e o declarată. Toată însă merge către prietenie, către o mare prietenie, doamnă. Că așa e viața făcută. Păi ăștia care se dau un spectacol pe la televizor, ce mult îl iubesc eu pe papa, pe nu știu ce, sunt penibili, doamne, sunt penibili. Trăiește-ți viața, omule, și lasă lumea, că lumea oricum o să vorbească. Mulțumesc, domnule doctor. Mergem cu o întrebare roșie. S-a speculat că ați făcut tot ce v-a stat în putere ca să îi oferiți iubitei dumneavoastră, Adriana Nica, funcții de conducere în cadrul Spitalului Universitar. În 2015, presa a scris că secția de terapie intensivă a fost împărțită în două departamente, special pentru ca iubita dumneavoastră să fie numită la conducerea unuia dintre ele. Chiar în ziua în care a avut loc incendiul de la Clubul Colectiv, Adriana Nica și-a dat demisia din funcția de șefa TI2. 5 luni mai târziu, în momentul în care dumneavoastră v-ați reluat activitatea în cadrul Spitalului Universitar, coincidență sau nu, Adriana Nica s-a reîntors la conducerea secției ATI2. Un an mai târziu, ea a fost instalată fără concurs în funcția de manager al acelui spital, o numire care a iscat multă vâlvă la Spitalul Universitar. Un medic sub anonimat spunea așa, citez, miercuri seara am plecat din spital și nu se știa nimic. La raportul de gardă de joi dimineața am fost anunțați că avem un manager nou în persoana medicului Adriana Nica. Gurilele spun că de fapt dumneavoastră nu ați acceptat niciodată să pierdeți controlul asupra Spitalului Universitar și că ați căutat mereu variante să rămâneți la cârma acestei instituții, fie și din umbră. Urmează întrebarea roșie. Ați condus Spitalul Universitar prin intermediul iubitei? Niciodată nu. Niciodată, pentru că doamna, am și eu vanitățile mele. Hai să repunem textul, că pentru mine e un text și e un text răuvoitor. 2015 era director interimar. Era director interimar medical, care ținea locul profesorului Cârstoiu, care devenise decan.
a fost numită director de asta și la o lună și jumătate a fost concurs. Da, concurs. De ce și-a dat demisia atunci din astea? Dintr-un lucru foarte simplu. Da. Pe mine m-a arestaseră, da. Pe mine m-a arestaseră. Și a considerat că în condițiile astea îmi dau demisia din șef de secție. O făcuse șef de secție chiar actualul director interimar al spitalului. Surprise! Da, o făcuse șef de secție și a dat demisia. A considerat că așa este corect. Odată cu eliberarea, ca să zic, a mea și începutul procesului și așa mai departe, a revenit în... Cât timp a fost director, n-a avut voie și nici nu mi se părea, da, să dea examen. Acum, după ce a terminat un bloc operator de 12 ani de zile, l-a utilat din cap până în picioare, o terapie intensivă pusă la punct, o sterilizare cum numai în Suedia se vede, un helioport, a făcut mult prea multe ca să nu supere. Și atunci, până minciuni, până persoasiunea minciunii, timp de 3 ani de zile, după care a urmat raportul corpului de control. Și ce să vezi? Nu acuză pe doamna Nica, pe doamna doctor Nica. Îl acuză pe profesorul Cârstoiu de o serie întreagă de ilegalități. Asta e viața, doamnă. Dar, sigur, interpretată de cine, doamnă? De generații care sunt de medici? Bine, nu toată generația, că n-am de gând să jignesc toată generația, că nu-i cunosc. Dar pe niște figuranți din ăștia, care sunt născuți obosiți, doamnă. Mulțumesc! În 2019, după incendiul de la Colectiv, am continuat să vorbim și să despicăm toate subiectele ce vizau incapacitatea statului român și a sistemului medical din România de a-și trata și salva mariași. Am văzut un scandal de proporții la Spitalul Floreasca. Subiectul a fost barocamera de la Floreasca, un spațiu închis hermetic și total steril, amenajat special pentru vindecarea arșilor. Barocamera de la Floreasca era singura de acest fel din țară, echipată corespunzător, dar imposibil de folosit la momentul incendiului de la Colectiv din 2015. Procurorii au deschis o anchetă și au acuzat că barocamera, devenită practic muzeu, a fost achiziționată la un preț de 7 ori mai mare decât cel real, printr-o licitație fictivă, adică de la 500.000 de lei la 3,7 milioane de lei și de acel contract a beneficiat o firmă condusă de partenerul de afaceri al fiului dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți un bun cunoscător al modului în care sunt făcute achizițiile în spitale. V-ați pus semnătura pe multe astfel de contracte în mandatele de director de la Spitalul Universitar și de la Elias. Vreau să-mi spuneți dacă se spală bani prin achiziții medicale la prețuri exorbitante. Urmează întrebarea. Este sistemul medical românesc corupt? Nu. Sistemul nu este corupt, dar în schimb, ca peste tot, există și oameni care au cedat cerințelor de civilizațiune, de educație, de respect și probabil că... Iar ce a favorizat lucrul ăsta a fost schimbarea ca pe ciorăpi. Cum se schimba puterea, cum se schimba asta, veneau unii, plecau alții, unii erau, mulți nu erau doctori, mulți nu erau doctori. Este legea lui Nicolaescu, legea sănătății, legea 95, modificată în 2006, care a spus că, și așa am văzut, că pot să fie de orice specialitate. Și am văzut popi la conducerea spitalului, a Marie Curie, am văzut militari, am ieșit la pensie sau nu ieșit la pensie, am văzut tractoriști, pe bune, nu mă joc cu cuvintele și eu știu ce înseamnă treaba asta. Și doctorii în ultimă instanță. Nu cunosc, doamnă, nu cunosc când vine unul de afară care vrea o funcție și se roagă de șeful de partid și asta,
Vine și pălăria e prea mare. Nu cunosc cine-ți dă vină, doctorii. Nu există, domnule. Există licitații și licitații. Legea este și atenția cum vorbesc din punct de vedere al fostului primar. De ce vorbesc al fostului primar? Pentru că m-am administrat în fiecare an peste 1 miliard de euro. Iar controlele au fost așa ciorchine. Și toate lucrurile au fost puse în regulă. Și de-aia am curajul să o fac. Am spus-o și înainte și mi-au dovedit ei că nu e așa. Nu suntem neam de hostos, doamnă. Nu suntem. Iar directorii de spital sunt mulți, doamnă, care au avut de suferit sau sunt foarte mulți care au de suferit și astăzi din cauza că atunci când se întâmplă ceva, devine acarul pe un. Directorul de spital, dăm afară, dă-l măsa, să vină omul nostru. Nu se poate așa. Dacă merg așa, unde Dumnezeule ajungem? Mergem cu o întrebare roșie. Ați fost de 2 ori primarul general al Capitalei. Al doilea mandat l-ați obținut la alegerile din 2012, tot ca independent, dar cu sprijin explicit al USL, formațiune politică condusă de Victor Ponta și Crin Antonescu. Mandatul s-a încheiat brusc în 2015, când ați fost arestat și trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. În noaptea de 5 spre 6 septembrie 2015, ați fost oprit în trafic de polițiști, v-a fost percheziționată mașina și a fost găsită asupra dumneavoastră suma de 25.000 de euro. Banii erau inscripționați cu mită. Ați susținut că banii reprezentau un împrumut pentru a vă plăti niște taxe. Procurorii DNA însă v-au acuzat că în perioada 2013-2015 în primăria Capitalei funcționa un sistem prin care toate firmele care doreau să câștige contracte trebuiau să vă plătească un comision, iar comisionul noastră concret la fiecare contract era de minimum 10%. În rechizitoriu, procurorii spun că banii îi primați întotdeauna în vila dumneavoastră de la Ciolpani, unde aveți instalat un aparat care bruia semnalul telefonelor mobile, iar banii vă erau lăsați sub o pernă pe canapea. Și potrivit procurorilor, banii reprezentau doar o mică parte dintr-o mită în valoare totală de 1 milion de euro. Urmează întrebarea roșie. Ați luat mită? N-am luat, doamnă, mită niciodată. Și am să vă explic. Deci nu știu de unde să încep. Avea o datorie grupul de PR. Avea o datorie, nu mai fusese la APA Nova, avea o datorie să le plătească lor. Alături de zeci de mii de grupuri de PR pe care le avea APA Nova respectiv. Un contract făcut prin intermediul Consiliului General cu ei, că sprijină activitatea de imagine a Bucureștiului cu Vector primarul, că asta era, nu? Bun. S-a adunat la APA Nova, s-au întâmplat o serie întreagă de tulburări. Nadina Nedelea a venit la mine, mi-a spus, domnul Prescu, ce fac ăștia, mă? Avea 16, 18 inși acolo, care erau plătiți. Dragă, ce să fac? Asta e. În ședință, cu 16 oameni de față, eu am crezut că ea când a intrat mă omora cu SMS-urile și când mă prindea la primărie în fiecare zi, mi-aducea aminte. N-am, dragă, că vin și eu din concediu, din asta, n-am. În fața 16 oameni adunați în sala de consiliu, discutând de pregătirea școlilor, de nu știu ce, eu am crezut că ea vine să-mi spună același lucru. Era vorba de 11.000 de euro. Nu aveam în casă 11.000 de euro ca să pot să-i dau și ce aveam, aveam pentru o serie întreagă de lucruri programate. Dragă, iar ai venit să mă prezi și în momentul ăla le spun, băi, da, știu, o să te ajut să poți să plătești oamenii care sunt. Gata, asta e, lasă, nu știu cum, o să mă împrumut. Lângă mine, viitorul denunțător. Viitorul denunțător. Lăsați că vă ajut eu, domnul primar.
Bine, nu s-a discutat acolo de sumă, de nu... Auzisem ce-i spusesem lui Nadir. Și auzisem și ceilalți. Deci nu... Am ieșit pe hol, m-a întrebat ăla de cât e vorba. Dom'le, zic, e vorba de vreo 15.000, 16.000 de euro. 16.000. E vorba de 16.000 de euro pentru că pă, am o colegă de 20 ceva de ani. Sunt prieten cu ea de la Colegiul Medicilor, cu o tumoră cerebrală. Atâta i s-a cerut pentru operație și nu știu ce. Dacă poți, dar să știi că nu poți să ți dau în 3 luni, într-o lună, în 2... Nu pot, n-am dăut. Ți dau însă în 5, în 6, dar nu e o problemă. A venit, nici vorbă, nu avem o mașină. A venit la mine acasă, mi-a adus banii. Un singur moment atunci mi-a părut rău că nu am întrebat. Vă mai dau 30 secunde. Că nu am întrebat. Zice, v-am adus 25 de... Pentru... E, cuvântul ăsta, pentru nu am... Bine, mulțumesc. Asta a fost toată discuția. Banii erau acasă, toți pe care mi-i adusese. Nu mi-am pus nicio clipă problema că ce, de ce sunt 25. Când eu vorbisem de 16. Iar în mașină, când m-a oprit, lăsasem banii la Nadina acasă, 11.000 de euro, cât datora celor care munceau pentru primărie. Mulțumesc. Asta e tot. Iar chestia cu milionul sub cușca câinelui e povestea lui Vadim, Dumnezeu să-l odihnească. Hai să fim serioși. Continuăm cu acest subiect. Da. Surse din cadrul anchetei au spus că a fost denunțat atunci de administratorii unei societăți comerciale care și-ar fi propus să elimine acea caracatiță a șpăgilor pe care ați fi creat-o în primărie. Rechizitorul procurorilor a fost însoțit de niște percheziții ca în filme. Anchetatorii v-au răscolit întreaga proprietate de la Ciolpani, v-au scos jumătate din parchetul din casă și au căutat banii presupuși primiți mită până și în cușca câinelui. Au fost găsiți 17.000 de euro sub o pernă pe canapeaua din sufragerie, locul unde spun procurorii cerați să fie lăsată mita. Mandatul dumneavoastră de primar a fost suspendat. Au urmat 2 luni în arestul capitalei, după care instanța v-a plasat în arest la domiciliu. În 2016 ați fost pus sub control judiciar cu posibilitatea să vă puteți întoarce la Spitalul Universitar și să vă reluați activitatea de medic-chirurg. Presupusa faptă nu se petrecuse în domeniul de... Urmează întrebarea. Cine v-a dorit afară de la primărie? Mulți și mulți importanți. Mulți importanți, mulți cu funcții, mulți care erau capabili să facă chestia asta. Niciun fel de asta comercială. Directorul de la cimitire, au găsit în nopții de urmă cu o lună de zile aproape, cu 3 săptămâni, nu mai țin minte, l-au găsit, l-au oprit pe stradă, nu luase banii, el, pentru el. El declară în instanță. A ieșit un civil și mi-a spus, dă-l pe trompetă pe primar și te duci acasă. Întrebarea judecătoare a fost și nu m-am dus acasă. Mai mult de atâta, doamnă? El a fost denunțător, pus cu aparatură pe el, a imprimat toate prezențele, n-au putut fi exploatate, iar filmul cu perna și cu nu știu ce, astea sunt elucubrațiile lui. În declarația pe care a făcut-o atunci la DNA, probabil la comandă și ca să-și mai micșoreze o parte din vin. Nici vorbă. Banii erau în casă, restul, 11.000. Eu i-am dus seara la Nadina, era acolo, erau mai multă lume, în sfârșit. A zis, i-am adus, uite măi, ți-am adus ăștia, de asta mâine să te duci să le dai la nu știu ce. Asta e tot. Astea sunt, sigur, interpretări, povești și dorința de a, într-adevăr, de a pune în cărca mea o serie întreagă de de când i s-a întâmplat lui Năstase, ce i s-a întâmplat cu cerceveaua de la Gean și cu termopanele, ce să mai comentez? Ați spus mai devreme, nu suntem, doamnă,
toți neam de hoți și de... În dimineața aia am avut un... Mă iertați că vă întrerup. Am avut un interviu luat și am pronunțat exact aceleași cuvinte. Cred că i-a scos de minți pe ăștia, pe procurori. Da. Nu suntem, doamnă, acele, și o să susțin că nu suntem neam de hoți toți. Că dacă eram, doamnă, nu găseau corpul de control al miniștrilor și ce dracu mai îmi trimiteau la primărie, inclusiv... Vorbim putere despre asta. Acum da, imediat. Mai potolește-te, opresc. Aceste cuvinte am înțeles mesajul. Le-ați folosit chiar înaintea arestării. Pe 6 septembrie 2015 ați fost reținut. A urmat 54 de zile în arestul Capitalei, un calvar. În presă au apărut informații că ați fost la un pas de depresie și că ați fost acuzat de mai multe ori, că v-ați prefăcut mult mai bolnav decât erați și că ați recurs la diferite tipuri medicale pentru a putea pleca din arest cât mai des. Ați fost acuzat până și că v-ați administrat intenționat o doză mai mare de insulină ca să obțineți clemența conducerii penitenciarului și să fiți transferat într-o clinică specializată. S-a scris că la revenirea acasă ați izbucnit în plâns, citez acum: niciodată nu l-am văzut atât de afectat pe Sorin, în general este un om puternic, care mai face și câte o glumă, însă acum era de nerecunoscut, părea și mai slab, obosit și afectat de tot ce i s-a întâmplat. Atunci când a intrat pe ușa casei, a început să plângă. A fost impresionant pentru toată lumea. Urmează întrebarea. Ce v-a afectat cel mai mult în închisoare? Călcatul în picioare a demnității și modul când, în care procedează toare și procurori. Nici o întrebare, nici o chemare la DNA timp de 2 săptămâni. Din arest, adică să mă aducă, nu că să mă cheme. Nimic. Stai, împarți timpul cu colegii de cameră, ca să nu-i spun altfel, și atunci la vremea respectivă nu prea arăta chiar formidabil, dar... Ce m-a impresionat? Cel mai tare? Ce m-a lovit în moalele capului cel mai tare? Că șeful arestului mi-a spus că era la arest, nu era la pușcărie. Arestul central, la Beciu Domnesc, da. Păi zice, noi știam că veniți de 6 zile. Vă dau cuvântul meu de onoare, doar. Ce pot și eu să derulez lucrurile? I-am spus avocatului ce am avut de spus. Nenea, uite în ce situație sunt. Să vă spun că a fost o premoniție? Nu. N-a fost niciun fel de premoniție. Undeva în iulie ieșise un sondaj care mă ducea la încredere puțin mai sus decât Iohannes. Nu știu ce am avut, să nu mă întrebați nici azi, nu știu ce am avut. M-am oprit la avocat și l-am întrebat următorul lucru. Matale, la vară ești aici? Da. Nu pleci în concediu. Nu pleci în concediu. Dar de ce? S-a întâmplat ceva, domnul Oprescu? Nu s-a întâmplat nimic. Dar vreau să știu așa. Nici până azi nu pot să-mi explic chestia asta. După care au venit toate bulurile. Deranjam, încurcam, dar mizerabil a fost călcat în picioare demnitate. Mulțumesc. Mergem mai departe, pentru că rămânem pe subiect. Merg cu o întrebare roșie. În 2014, când au început să apară problemele în justiție pentru dumneavoastră, fiul dumneavoastră s-a stabilit la Viena. O sincronizare sesizată de presă și comentată la momentul respectiv, tot presa a scris că mai multe spitale aflate în subordinea dumneavoastră directă ca primar general ar fi încheiat contracte supraevaluate cu firme în spatele cărora s-ar fi aflat fiul dumneavoastră Mircea. Tot presa a speculat că din cauza acestor contracte ar fi urmat arestarea fiului dumneavoastră. După cum am spus mai devreme, aflat la Viena, băiatul dumneavoastră susținea, și citez acum: semnale primesc de când e tata primar. Cât eram în România, în fiecare săptămână aflam că urmează să fiu arestat. Vreau să ne spuneți dacă a fost o simplă coincidență că Mircea a plecat din țară exact înainte de începerea anchetei DNA și dacă aveți remușcări pentru că v-ați expus fiul de-a lungul timpului cu aceste afaceri. Urmează întrebarea roșie.
I-ați riscat libertatea fiului dumneavoastră? Niciodată. În 2011, de atunci, la final, în 2014. 2011 l-am chemat la primărie. L-am invitat. Și a venit seara. De ce? Și îmi putea să ne vedem acasă la tine? Sau? Nu. Nu i-am spus de ce. Vreau să fie cât mai oficială discuție. Și i-am spus. Dar după 3 luni de zile, după ce m-am așezat pe scaunul de primar, existau binevoitori în cadrul SRI-ului de atunci. Unii pot să zic că se lăudau că sunt și prieteni cu mine. Îmi povesteau cum a doua zi mă arestează pe mine și cum a treia zi îl arestează pe Fimiu, sau invers. Și am spus, uite băi, cam cum trăiesc eu de 4 ani de zile. Da, zice, și mie mi-au spus același lucru, dar nu atât de des. Da. Ai ceva să-ți reproșez nasol de tot? În legătură cu mine? Nu. Bine. Hai, du-te. Și ce să fac tot? Ceea ce știi să faci. Ai o curiculă bună? Băi, zice, am 2 copii, ce fac cu... Vedem dacă poți să te obișnuiești. M-a ajutat foarte mult primarul Vienii. De fapt a fost, de atunci, la vremea respectivă, domnul Hüppel. De fapt a fost și, sigur, o serie întreagă de prieteni pe care mi-i făcusem acolo. M-a ajutat în ce sens? I-a deschis ușile mediul clasului. S-a calificat pentru o serie întreagă de funcții. Lucrează la o divizie medicală. L-am rechemat sau am purtat discuția cum m-am dus eu la Viena cu misiuni din astea de primărie și am spus, băi, te rog frumos să nu te bagi peste fonduri europene sau astăzi. Și ce fac, că mă dau ăștia afară, bă, nu... Alegeți și tot domeniul geografic. Și alege Japonia. Asta e tot. De-abia în 2012 a venit și familia lui. Trăiesc acolo, vin încoace, își trăiesc viața lor. Mulțumesc. Continuăm. Am remarcat și n-am apucat să vorbim până acum, există o tradiție aparte la dumneavoastră în familie. De 3 generații, bărbații din familia Oprescu poartă același prenume, Mircea, așa îl chema pe tata. Mircea vă cheamă și pe dumneavoastră, este cel de-al doilea prenume pe care îl aveți, și pe fiul dumneavoastră îl cheamă la fel. Mircea are 43 de ani, nu a spus până acum că are 3 copii, deci suntem... 4, vă rog. 4? 4 să vă trăiască. Mulțumesc. Este de profesie medic, băiatul dumneavoastră. Ați spus că dumneavoastră sunteți cel care l-ați orientat spre medicină. Vă citez. Am procedat în așa fel încât să-l fac să îi placă. Ca orice părinte care știe cum e să fii bătrân, îmi plăcea mult ideea să știu că am pe cineva care are grijă de mine. Acum... Planul pare că va ieși doar pe jumătate, pentru că Mircea s-a mutat cu familia la Viena. În presă s-a vehiculat că și dumneavoastră ați avea în plan ca la un moment dat să îl urmați pe fiul dumneavoastră și să vă mutați în Austria. Urmează întrebarea. V-ați pregătit ieșirea din România? Am ieșit 200 de ori de atunci și m-am întors tot acasă. Aici sunt morții mei, aici sunt viii mei. Unde dracu să plec? Că dacă plecam, plecam când eram în glorie. Bătrânii nu sunt doriți în nicio țară. Asta este. Asta e legea firii. Așa se întâmplă peste tot. Degeaba facă ăștia panegorii. Dacă n-ai bătrân să ți-i cumperi, aiurea, dar pe așteptă să-ți tragă un șut în fund, să-ți așeze el pe scaun, că el știe mai multe. Știe pe dracu, nu știe nimic. El învârte încă cercul. Asta e. Nu tot, sigur. Unii sunt băieți deștepți, sunt fete deștepte. I-am văzut la Londra când am achitat datoria primăriei generale de 500 de milioane
de euro. Mi-au lăsat să încărcă domnul Videanu. Bani luați în 2006 și plătiți o singură dată înapoi, dați înapoi pe data de 2015, 23 martie. Filajul la mine a durat 7 luni de zile. Sunt 364 de, sunt 364 de mandate sau 264, nu mai știu, de mandate date pentru siguranță națională, pentru ascultare. De mandate. Deci, practic, nimic nu a putut fi exploatat în favoarea procurorilor. Astea sunt doar vorbe. Mă credeți că timp de 2 săptămâni, 3 săptămâni eu n-am fost capabil să citesc rechizitoriu? Citeam o frază și îmi venea să mă sui pe pereți? Pentru că era nedreptate, domn. Și acum am susțin nevinovăția și o să mi-o susțin în continuare. Aici mergem, aici ne întoarcem. Continuăm, mulțumesc. Arestarea din 2015 a venit la pachet cu mai multe lovituri de imagine. Un singur exemplu, regele Mihai v-a retras calitatea de membru al Ordinului Corona României în grad de ofițer. În mai 2019 ați fost condamnat în primă instanță la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare, o decizie care nu este definitivă și pe care ați atacat-o la Curtea de Apel. Procesul, înțeleg că a fost amânat din cauza pandemiei de COVID. Urmează întrebarea. Sunteți pregătiți să vă întoarceți la închisoare? Nu, domnule, și cred cu tărie că tot mai există posibilitatea să-ți dovedești nevinovăția. Cred cu tărie în lucrurile astea pentru simplu motiv că nu există nicio legătură între activitățile pe care le practica denunțătorul și activitatea mea de responsabil, de a corecta, de a controla și de a putea administra, din punct de vedere al primarului general, o serie întreagă de lucruri pe care recunosc cu mâna pe suflet că acest personaj nefast pentru mine, care și-a găsit probabil scurtarea pedepsii lui în a denunța, și-a făcut și-a știut să construiască acolo unde l-am trimis, unde l-am așezat ca responsabil și a făcut ceea ce trebuia să facă. Mă refer la Palatele Mogoșoaia, cum le-a făcut, în ce manieră și așa mai departe. Le-am aflat și eu la oameni, de la oamenii care depuneau mărturii la proces. Niciunul, doamne, din cei care sunt inculpați nu mă cunosc. N-au vorbit în viața lor cu mine. Și oamenii au declarat unii, deschiși și cinstiți. Au început să mă întrebe aberații, procurorii. Da, poate ne spuneți ceva de Băsescu. Ce să vă spun, mă, de Băsescu? Ce să vă spun? Eu m-am dus la primărie să fac anchete. Dar de Videanu? Hai și de Videanu puțin așa. Nu. Eu bănuiesc de unde vine, de unde au venit toate... Păi cred că momentul crucial a fost când au început să-mi facă curte serviciile, când am primit 362 pe memorandum semnate, nu ca atare, pentru refacerea rețelei de Aradetului. De banii ăștia au ajuns de-abia după 3 ani, 4 ani. Da, a fost memorandum pe care l-a semnat Teodorovici și cu Ponta, 2012. După aceea m-am dus și eu la Uniunea Europeană. Cam lucrurile erau făcute, erau jucate de către Ponta și Teodorovici și am obținut 362 de... Ăștia sunt banii cu care acum, doar și dacă vor veni, sper că au și venit între timp, că au trecut atâția ani, se ocupă de refacerea rețelelor de căldură. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Aveți un singur frate, Gelu Dorin Oprescu, care este cu 6 ani mai mic decât dumneavoastră și care este de profesie tot medic. Are o
carieră medicală în domeniul militar, a lucrat la Direcția Generală a Penitenciarelor în cadrul Ministerului de Interne, la Direcția Generală Medicală, dar și ca director al Casei de Asigurări de Sănătate pentru Militari, împreună cu fratele dumneavoastră. Ați pus bazele unor afaceri în domeniul serviciilor medicale private. Ca senator, ați înființat o firmă în domeniul medical. Presa a scris însă că perioada de apogeu în businessul dumneavoastră a coincis cu anii în care erați primarul capitalei. În 2014, împreună cu fratele dumneavoastră, ați mai deschis două clinici și un spital privat, o afacere înfloritoare care a atins o cifră de afaceri de 2,2 milioane de euro încă din primul an. Urmează întrebarea. Câți bani v-au adus funcțiile în afacerile de familie? Doamne, afacerea plural nu. Aia a fost singura. Este înființarea unei clinici private unde am invitat și au răspuns foarte bine profesorii, toți profesorii pe care îi cunoaștem cu toții, care și-au făcut acolo loc pentru a consulta, le-am făcut loc. Am făcut-o în 2007 când eram senator. Am contribuit cu capital social. Am mers pe o linie, n-aș spune ascendentă, neutră, dar doctorii erau foarte bine plătiți. În anul 2012 am ieșit din... N-am luat niciodată dividende de acolo. Eram eu, fratele meu, Mircea și un prieten al nostru, Gale. Atât. Spitalul? Nu. Spitalul, firma academică sub care funcționa academica, a făcut partea de management la spitalul. Din păcate, după arestarea mea, n-am niciun merit acolo. Acolo făcuse, inaugurase cu 2 ani înainte, era prim-ministru Boc. Și m-a invitat și pe mine, turcii, la clinica aia de acolo. Trebuia să fie o clinică de oftalmologie, a funcționat foarte puțin, mă rog, nu știu, nu cunosc de desul. Acolo nu a fost nimeni proprietar sau acționar. Acolo, firma asta a făcut managementul spitalului. Prost, bine, nu știu, dar după 2015... s-a terminat. Iar academic a fost vândut. Nu mai eram membru în Consiliul de Administrație, nu mai eram acționar, nu mai eram. M-au întrebat și la judecat. Mulțumesc, continuăm. În 2009 ați candidat pentru funcția de președinte al României ca independent. V-ați clasat pe locul 6, mult în urma celui care avea să devină președintele României, Traian Băsescu. Ați mai avut o tentativă de a candida pentru președinția României în 2014 ca independent și știu că atunci ați vorbit de un tandem politic cu Victor Ponta premier. Ați renunțat în cele din urmă la această candidatură. Lămurim. Da. Lămurim. Da, da. Au existat foarte multe schimbări pe scena politică în ultimii ani, domnule Oprescu. Ba, chiar partidul fostului premier Victor Ponta, acum la alegerile parlamentare și măcar nu a mai intrat în Parlamentul României. Mă întreb cum vedeți dumneavoastră jocul politic actual și dacă sunteți mulțumit de modul în care este condusă țara, atât de la Cotroceni, cât și din partea guvernului României. Urmează întrebarea. Pe cine vedeți următorul președinte al României? O, greu de spus, doamnă. Greu de spus, pentru că nu există decât două situații. Prima situație, best scenariu, este că întotdeauna se situează de o parte și de alta protectorii, care protectorii în majoritate, nu în majoritate, exagerez eu, protectorii însă puternici, licuricii, se așează unii de afară, unii tot de afară și dă românului senzația, îi dă senzația că nu mai contează ce votează el, cum contează. Sigur, cu cozile lor de prezente aici la asta, care și ei se polarizează,
greu de spus. Iar scenariul foarte bun, scenariul foarte bun, doamnă, este acela de a se trezi odată, sau nu cred că ăștia mai de vârsta mea să mai trezesc săraci din letargia asta a sărăcii, dar... Dați-mi nume! Păi toți habar n-am cine, eu știu cine se anunță. Nu vedeți, ba să anunță, ar vrea și ăla. Ar vrea și ăla. Sincer, așa cu mâna pe suflet, cred că eu, dacă mă lasă ăștia în pace. Da, dacă v-am spus treaba asta, cine știe, ferească Dumnezeu. Hai, dar și mai înaintea mea, eu cred că după ce Năstase a făcut dovada unei conduceri echilibrate, eu cred că prin experiența lui, prin cultura lui, prin felul lui de a fi, eu cred că, într-adevăr, ăsta a reușit să poată să facă o figură deosebită care să ducă România asta mea. Mulțumesc, domnul Prescu. Mergem mai departe. La un moment dat ați mărturisit că, după bunica din partea tatălui, cel mai mult ați iubit-o pe mama. Vă citez acum. Am iubit-o în special pe mama. În clipele de singurătate mi se face dor de ea. O văd exact așa cum era când am deschis eu ochii. A rămas aceeași imagine, aceeași femeie veselă, care te scotea din supărări, poate că nici ea nu era super fericită. Ați spus că de la mama ați moștenit generozitatea și felul în care vorbea cu oamenii, iar în spațiul public, deși m-am străduit, apar foarte puține informații despre ea, atât de puține încât nu știu nici măcar cum o chema. Urmează întrebarea. Cum vă amintiți pe mama? Așa cum am spus. Mergem înainte? Mergem. Ați simțit tot timpul o barieră între dumneavoastră și părinții dumneavoastră, cărora nu le-ați putut face niciodată confesiuni. Ați spus așa. I-am mulțumit tatălui meu pentru că avea grijă de fimiu, mai mult decât a crezut el vreodată că pot eu să-i mulțumesc, însă doar în gând i-am mulțumit. Nu stăteam la povești cu ei, nu le povesteam viața mea, nici ei la rândul lor, niciodată el nu ne-a vorbit nouă copiilor de greutăți. Nici eu nu le-am vorbit. Știa că mă doare, știam că îl doare când spălau ăștia cu mine pe jos. Știu că pe tata nu ați putut nici măcar să-l tutuiți. Și vă citesc din nou. I-am spus întotdeauna dumneata și până a murit i-am spus sărut mâna. Ați mărturisit că și astăzi vă macină faptul că nu i-ați spus de mai multe ori cât de mult țineați la el. Vă citesc din nou. N-aveam timp să vorbesc. Eram ocupat ca un bou. Nu-l băgam în seamă. Știu că tata s-a stins din viață în noiembrie 2010, măcinat de o boală grea. Știu că v-ați ruptat mult. Ați mers cu el atunci la cei mai buni medici. În Germania ați fost plecat pentru a fi consultat, dar, din păcate, toate eforturile au fost în zadar. Urmează întrebarea. Ce i-ați spune astăzi tatei, dacă ați mai putea? Că l-am iubit și îl iubesc. Cam asta. Eu vă mulțumesc. Și ați mai spus ceva. Părintele spune foarte bine la slujbă și m-am uitat în groapă și n-am văzut unde zace soldatul și unde zace împăratul. E singur loc unde suntem egali. Așa. Sunt cuvintele dumneavoastră și în cariera noastră de medic chirurg. Ați fost martor la lupta pe care pacienții o duc cu moartea și pe care o pierd, mulți chiar sub ochii dumneavoastră, și ați spus și acum în emisiune și de-a lungul timpului că acestea sunt de fapt momentele în care v-ați simțit umil și neputincios. Ați vorbit și de acel fenomen
despre care ați făcut referire mai la începutul emisiunii, un fenomen căruia nu i-ați găsit nici până astăzi o explicație, vă citesc din nou. Cam între 4 fără un sfert și 4 dimineața, aproape cu regularitate, atunci se moare. Nici mari învățați nu au putut să explice de ce întotdeauna bolnavii se sfârșesc atunci, e ceva fantastic. Întrebat dacă ați putea să vă alegeți moartea, ați spus așa și vă citez: aș vrea să mor elegant, fără zbateri trupești, fără dureri care te scot din minți, să fie în somn și să rămâi acolo în vis. Urmează întrebarea: există viață după moarte? Nu știu, dar cel mai apropiat, dacă o avea să vă dau un semn, sunt eu ca vârstă. Nici nu de știu. Nu știu, dar păi mi-închipui că când devii praf de stele așa, mi-ar place să mă uit la ăștia jos și în gândul meu să spun: bă, ați avut dreptate, mă. Sunteți niște fraieri, mă, dar n-ați recunoscut niciodată. Nu toți. Că dacă erau toți așa, eram aia care, în special generațiile astea, așa, mă. Aici e o teorie întreagă și nu vă plictisesc cu ea. Generațiile astea care... A venit unul și m-a întrebat: măi, de ce nu le spui, mă, astea în față, lor? Răspunsul meu a fost undeva în urmă cu ani. Mi-e frică, mă. Mi-e frică de răspunsul lor. Care să fie răspunsul lor, Sorine? Bă, am văzut la voi. Noi facem ce am văzut la voi. Asta e. Dar om vedea atunci. Da, într-adevăr, aia e cea mai bună dorință. Suferința, nimic nu umilește mai mult decât frigul, așteptarea, întunericul și durere. Nu există altceva. Mulțumesc. Și mergem mai departe. Este ultima întrebare. N-am un sfert de conștiință. Am intrat în meseria asta pentru că mi-a plăcut. Nu m-a împins nimeni. Am vrut să fiu liber și am fost toată viața liber. Am făcut tot ce am vrut eu. Sunt cuvintele dumneavoastră, mă opresc cu cuvintele unui bărbat puternic, unui bărbat liber, unui bărbat sigur pe el, sarcastic, cu simțul umorului, un adevărat intelectual. Vreau să știu dacă în spatele acestei imagini pe care ați afișat-o mereu în spațiul public sunt și lucruri care nu vă plac la dumneavoastră, și mă întreb ce ați face diferit dacă ați putea da timpul înapoi. Urmează întrebarea: care este cel mai mare regret al dumneavoastră? Că, deși am ars pentru oameni, am văzut ce înseamnă delațiunea, am văzut ce înseamnă... Nu m-am așteptat, să vă spun clar, de la început, nu m-am așteptat vreodată să-mi facă cineva statuie. Nu. Nu m-am așteptat niciodată să mă mângâie pe cap și să mă laude ce mare sunt, ce deștept sunt. Asta fac numai pupincuriștii care sunt la ordinea zilei peste tot în toate domeniile. Dar atunci, în momentele alea grele, când demnitatea mi era călcată în picioare, când eu parcă jucam într-un film. Eu la 24 de ore am început să mă limpezez puțin la cap, să întreb ce s-a întâmplat, ce e asta. Atunci mi-am jurat în barbă că o să încerc pentru perioada care mai mi-a rămas de trăit să nu mai cred eu așa în toată lumea și să nu mai fiu eu ăla care mă deschid și spun ce vreau să fac. Și mi-am adus aminte de chestia că manualul ăla de psihiatrie scrie foarte clar că numai nebunii spun ce au de gând să fac. Mulțumesc! Au fost 40 de întrebări. Mulțumesc că mi-ați răspuns în integralitate. Vreau să urmărim împreună un tabel.
Dacă văd bine, ați consumat absolut tot timpul alocat acestei emisiuni. Nu ne-a mai rămas timp. Este pentru prima dată când mi se întâmplă acest lucru și e foarte bine. Și vă mulțumesc că ați venit la mine la emisiune la 40 de întrebări. Mi-ați luat toate întrebările. Și cel mai important, și vreau să menționez, nu m-ați întrebat în niciun moment, nici măcar un cuvânt despre această emisiune. Nu că v-aș fi dat întrebările sau temele. Dacă totuși sunt chestiuni care, pe care ați vrea să le menționați altfel, nu vreau decât să vă spun atâta. Nu în legătură cu mine, decât așa, tangențial. Sunt aici pentru că vă respect. Și eu vă respect și vă mulțumesc că ați fost aici la mine la 40 de întrebări. Sunteți un bărbat, așa cum l-am tot descris de-a lungul emisiunii, însă cu mult mai sincer decât mă așteptam, cu mult mai cald și cu mult mai sensibil. Mulțumesc, domnule doctor, că ne-ați fost alături. Aveți, eu vă mulțumesc. Sunt Denis Rifai. 40 de întrebări au ajuns la final în această seară. Urmează să ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și promit cu noi întrebări. Până atunci, să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!